Bine v-am găsit, dragi telespectatori, bună dimineața, în primul rând bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Taifas Matinal, emisiunea dumneavoastră de fiecare sfârșit de săptămână, sâmbăta de la 9 la 12 și duminica în reluare, exact între aceleași ore, pe același tronson orar. Taifas Matinal așadar, o emisiune de informație, o emisiune de divertisment, o emisiune în care aveți posibilitatea să aflați o mulțime de lucruri interesante de la oameni extrem de interesanți pe care invităm cu bucurie, cu plăcere în studioul nostru și cu care vom sta de vorbă doar pentru dumneavoastră, telespectatorii postului Alba Carolina, postului de televiziune Alba Carolina. Repede o să vă spun câteva lucruri despre ce am pregătit împreună cu colegii mei astăzi pentru această emisiune. În doar câteva minute, în scurtă vreme, vom trece în revistă calendarul zilei cu cine altcineva decât cu Liviu, colegul și prietenul nostru de o viață. Apoi ne vom întâlni cu doctorul Horea Moruțan, care ne va spune ce și cum cu animalele de companie pe care unii dintre noi le avem prin gospodărie, prin apartamente, care pe unde stă. Vom afla lucruri interesante despre ce mâncăm, pentru că Horea Moruțan este și un militant pentru produsele animaliere cu care ne hrănim de bună calitate și mai ales autohtone. Ne vom întâlni apoi cu actrița Ioana Bogățan, directoarea teatrului de păpuși Prichindel din Alba Iulia. Vom afla acum la sfârșit de stagiune ce s-a întâmplat important în teatru, vom discuta despre festivalul de teatru din toamnă, pentru că este încă începutul verii, dar un festival, spunea Ioana într-o emisiune mai veche, începe când se termine ediția din anul respectiv, deja se lucrează pentru ediția următoare. Ne vom întâlni cu părintele Jean Nicolae, apoi cu care vom vorbi despre sărbătoarea de mâine, o mare sărbătoare creștină, coborârea Duhului Sfânt, coborârea Spiritului Sfânt și despre semnificația acestei mari sărbători creștine. Ce mai este nou prin UAB, adică Universitatea din Alba Iulia, Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, vom afla de la chiar cel care conduce această universitate, profesorul universitar dr. Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie din Alba Iulia. Iar mai apoi vom, cu gândul la dumneavoastră, la sănătatea dumneavoastră, vom sta de vorbă cu doamna dr. Liana Bogdan, cu care sau de la care vom afla lucruri interesante despre lucruri pe care chiar trebuie să le știți despre sănătate, mai ales acum în perioada verii, când vedeți temperaturile alternează, presiunea ne dă peste cap, vine furtuna, pleacă furtuna, vine canicula, pleacă canicula, scuzați, în sfârșit, toate capriciile vremii trec, vrem sau nu vrem, și prin organismul, prin trupul nostru. Pentru că vorbeam de caniculă, câteva date despre starea și evoluția vremii în următoarele 24 de ore în Alba Iulia și în principalele localități ale județului. Din capul locului vă spun că este cod galben în perioada 17-19 iunie, de instabilitate atmosferică accentuată și disconfort termic accentuat. Astăzi, la Alba Iulia, vremea va fi capricioasă, deși dimineața avem impresia că este nor, va fi foarte cald, temperaturi care pot ajunge până la 28 de grade Celsius, iar minimele până în jurul valorii de 16 grade Celsius. Peste zi vor fi furtune cu fulgere în formare, asta după amiază. Câteva furtuni pot să fie chiar destul de puternice. Furtuni și fulgere izolate și la noapte, la Alba Iulia. Mâine vremea de asemenea caldă, 29 de grade cu plus,
iar minima în jurul valorii de 18 grade, parțial noros, norat va fi cerul Alba Iulia mâine și în noaptea sunt posibile, vă spuneam, furtuni. La Iud, astăzi, cerul este mai mult senin, cu o temperatură maximă de 28 de grade, minima undeva în jurul valorii de 19 grade, iar mâine, și pentru aiudeni, le spunem de acum, dacă ieșiți mâine în oraș, ieșiți în sfârșit din case, neapărat să vă luați umbrela, pentru că vor fi precipitații și în orașul dumneavoastră, însoțite și de descărcări electrice. La Blaj, descărcări electrice de asemenea, astăzi 27 de grade maxima, minima undeva în jurul valorii de 17 grade, descărcări electrice și mâine la Blaj, cu ploi de scurtă durată și intensificare ale vântului, ceva mai scăzută temperatura mâine la Blaj, 25 de grade, dacă 25 de grade este ceva mai scăzut, iar minima 16 grade. Aceleași proprietăți, aceleași caracterele pot să beneficieze și locuitorii orașului Sebeș și locuitorii orașului Cugir, pentru că vremea în întreg județul va fi în parametrii de care am vorbit până acum. Adică Romica Jurcă, ce să-ți spun, mai trebuie doar să mă am o hartă în spate și să dau din bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am regăsit, ne regăsim. Stau într-un fotoliu care, răsfățat și răzgâiat cum sunt, tot timpul îmi vine să fac așa. Dar poți să faci așa. Evident că, păi pot să fac așa, dar mă urechiușa mea știe ce aude cineva în cameră și te prind. Da, ce... Te prind în două camere. Cuvinte dulci îmi spun colegii din regie, nu te mai fuzi, potolește-te omule, stai potolit, ce Dumnezeu ești omul, toată firea ca să fiecare e copil așa câteodată. Ei, da, da, da. Dar nu în emisiunile în direct. Nu în emisiunile în direct, sau poate tocmai ăsta e farmecul, sau poate tocmai aici este skepsisul. Da. Da, Liviu. Ce vrei să povestim astăzi? Că sunt multe de povestit. Eu bine vreau. Hai să povestim. Este 18 iulie. A, scurt despre... În revistă. Da, dar înainte de asta vreau să le arăt prietenilor noștri o carte pe care mi-a adus-o tu astăzi. Uniunea Barourilor din România. Acum nu este o carte de specialitate, chiar dacă din prima vorbă asta ați putut să trageți, concluzia aceasta ați putut să o trageți. Autor este colegul nostru, Liviu, avocații și Marea Unire. Acum, fără îndoială știți sau știm cei dintr-o anume generație că la Marea Unire au fost oameni, unul și unul au condus, au diriguit, erau avocații. Elitele sociale. Sociale și... Da, într-adevăr, din cei 1228 de delegați, o mare parte au format-o avocații. Acea sunt fișele a 181 de avocați. Cartea este scoasă cu ajutorul domnului avocat Ioan Rus, era decanul Uniunii Avocaților din Alba, a apărut anul trecut și o carte, zic, interesantă. Sunt structurate fișele pe județele, dar conform împărțirea administrative de astăzi. Da, 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 da. Județul Satu Mare, județul Netoarava, județul... Și unde am găsit și poze, sunt și... Da. Poze cu... Ceva similar a apărut, am văzut într-o emisiune a noastră de știri, într-un jurnal al nostru, chiar aseară, la Blaj, Mitropolia Greco-Catolică a scos un volum consistent, Academia Română și Blajul. Blajul a dat 41 de academicieni, sunt 150 de adeziți ale Academiei, 41 de academicieni și toți sunt prezentați acolo, sigur, biografii mai ample, mai puțin... ample, dar nume, vorba ta, elite. Interesant că tot spuneai de Blaj, între delegații care au votat la Alba Iulia Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Marea Mureșului cu România, reprezentanții Blajului, reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, aveau foarte mulți dintre ei și studii juridice, studii de drept, dar ei nu se regăsesc, că n-au practicat propriu-zis meseria. Acum, sper că doar din acest motiv nu se regăsesc în carte. Bineînțeles că foarte mulți sunt greco-catolici. Din, da, bine, m-am liniștit. Mă știi că... Acum, pentru liniștea telespectatorilor și bună dispoziție a colegilor și din platou și din regie,
La proxima pauză o să-mi schimb cămașa și o să iau una mai puțin... Ți-a dat pana? Nu, cam și o alta. Ce problemă? Că îmi spuneau toți Coco și Papagal de dimineață. Nu m-am gândit că de atât de prost... Da, nu, dacă se potrivește cu perdea de, în spate, cu draperia. Să dau ție dacă vrei să potrivească cu draperia. Pentru că se potrivește cu tabloul din spate. Bine, la pauză o să vedeți alt chip. Bine, Liviu, hai să vedem, 18 iunie, trecem repede. Da, repede, foarte repede, numai două, trei da. Evenimente, că vreau să povestim despre un mare eveniment care are loc weekendul viitor, nu o să fiu aici, o să fiu pe... Păi și are loc dacă nu ești tu aici, peste poate. Păi nu are loc unde o să fiu eu. Mă rog, asta era ideea. Adânc exprimarea. Filozofie. Da. Vorba de Festivalul Cetăților Daci, dar povestim despre el. Ca evenimente ce s-au desfășurat de-a lungul timpului pe data de 18 iunie, m-am oprit și o să povestim mai mult despre bătălia de la Waterloo. Cine n-a auzit? Era și un cântec. Cine nu știe cântecul interpretat de celebra formație ABBA? Ah, bine, da. Da, de bătălie poate mai toți, puțin. În afară de noi doi aici, ori, mai știe cineva? În afară de noi doi. Chiar mă lasă, că și el este pensionar. Tu ai auzit de ABBA? Ai auzit de ABBA. În regie nu mai spun că râd, sigur că auzi. Nu, a spus numai de aici. Ei, dacă și ăsta micu știe de ABBA, e clar că... În afară de Waterloo mai știe vreo melodie? În afară de Waterloo mai știi? Am auzit de ele, nu le-am văzut. Mama mia, banana, ce mai cântă, eu zi tu. În sfârșit, la ora de muzică. Exact. Erau mulți... Ai auzit de ei și nu știi? V-au făcut Fernando... Fernando... Andante. Mani, nu, era la Zaminelli. Și Chiquitita. Bine, Chiquitita. Aoleu, mă apuc și eu și fredonez aici. Bine, uite cum am ajuns de la Waterloo. De fapt, da, era logic să ajungem la Waterloo la ABBA și de la ABBA la... Apropo de vocea mea inconfundabilă, atunci când cânt. Putem să facem un duel, dacă la... Un duel, pardon, un duel putem. Sare lumea în aer. Am avut un concert de curând la Blaj, două soprane și doi tenori. La Blaj se organizează deși foarte interesant și frumos și cu public și ca lumea. Și doi dintre un bariton și un tenor aveau o arie adorabilă, care mie îmi place. Am uitat din ce anume era. Și îl sun pe Florin Budnaru. Și zic, Florinache, te rog eu mult de tot să spui în repertoriu și cântecul ăla care îl cânti cu Cătălin, care? Păi ăla, nu știu din ce. Și am început să-l fredonez. Și am început să-l fredonez. Și Florin, să mor eu. Ce, da, nici măcar nu pot să-mi aduc o notă, nu recunosc din ce cânti tu. Și zic, Doamne... Dumnezeule, cât pot să fiu. Nu putem să le avem pe toate. Nu putem să fim. E adevărat. Cu asta mă consolez. Da, hai să vorbim pe celelalte. Din belșug, dată. Avem. Divinitate. Și cămașă de papagal și de toate avem. Bun. Hai să vedem Waterloo. Săracul Napoleon, că acum hai să ne întoarcem. Bătălia de la Waterloo a fost ultima bătălie. Aici, Belgia, Waterloo. Este lângă Bruxelles, la 15 km sud de Bruxelles, pe un... platou, câmpie și este considerată una dintre marile bătălii ale istoriei umanității. Mai ales că această bătălie cred că a schimbat foarte mult din ce putea să devină Europa. Pentru că dacă Napoleon câștiga acea bătălie, e clar că sistemul impus de Napoleon, care a marcat și istoria noastră, istoria românilor, prin introducerea unei legislații moderne, codul civil apare datorită lui Napoleon, cred că se scria într-un fel altfel istoria. Bătălia de la Waterloo, spuneam, este ultima bătălie a lui Napoleon. Este o bătălie pe care, din păcate pentru Napoleon, din fericire pentru adversarii lui Napoleon, e vorba de englezi și de prusaci, s-a terminat cu înfrângerea armatei franceze. Au fost și multe greșeli în această bătălie, dar au fost și condiții neprielnice, așa ca o paranteză. Cele două armate care s-au confruntat, pe de o parte armata franceză, care avea undeva la 69.000 de soldați, armata de cealaltă parte, armata engleză, și ea la vreo 67-68.000 de soldați, și o altă armată prusacă, și ea la vreo 60.000 de soldați. Vă dați seama, din start, raportul era destul de inechitabil, erau 1-2, un francez contra doi adversari,
Dar Napoleon a încercat, știm foarte bine, a fost un geniu militar, până atunci, pe unde a prins pe englezi și pe prusaci, austrieci, i-a bătut de la mers fulgi, a încercat să suplinească acest dezavantaj, încercând o confruntare întâi cu armata engleză și apoi cu armata prusacă. Dorea să-i bată rapid pe englezi și apoi pe prusaci. Ghinionul lui a făcut ca un corp de armată care trebuia să, de fapt o treime din armata lui care trebuia să-i țină pe prusaci de deoparte, să nu vină la să unească cu englezii pe câmpul de luptă, s-a rătăcit. Iar prusacii ajung chiar spre sfârșitul zilei de 18 iunie, astfel făcând... Deci s-a luat să fiți Bruxelles, dacă era aproape, au dat pe acolo prin niște paburi. Sau da, cam pe acolo, ei au luat să au fost și păcăliți prusacii și au trimis un corp. Și francezii au crezut că de fapt e mare armată prusacă și au plecat în urmărirea lor, încât a fost prea târziu. Ei, spuneam și de condițiile neprielnice. Una din condițiile care au fost defavorabile lui Napoleon a fost faptul că a plouat foarte mult cu o zi înainte, iar în momentul când bătălia, în ziua de 18 iunie, pământul era mocirlos, iar unul din aturile armatei lui Napoleon era focul de artilerie, iar ghiuleaua, ca să funcționeze, și asta nu este un film de groază, dar chiar așa era, trebuia să ricoșeze din pământ, astfel în traiectoria lui vă dați seama cam ce se întâmpla. Lovea foarte mulți adversari. Ei, fiind un pământ mocirlos, ghiuleaua nu mai ricoșat, ghiulele nu mai ricoșau, ci pur și simplu se înfingeau în noroi. Glod. Da, al doilea ghinion, să zicem, al lui Napoleon a fost faptul că a avut în față de data asta un comandant capabil, Wellington. Bănuiesc că și de Wellington s-a auzit. Este... De cum nu? Nu știu dacă este vreun cântec legat de el, dar... Nu, dar se poate compune. Putem compune, emisiunea viitoare nu o să fie aici. Este o modalitate de a învăța istorie prin cântece. Waterloo, probabil că de la ABBA știe mult mai multe lume de Waterloo decât din cartea de istorie. Într-adevăr. Oricum a fost o bătălie sângeroasă, au murit foarte mulți, aproape 20.000 de francezi, la fel de mulți englezi și prusaci, iar astăzi este unul dintre locurile, cred că, foarte vizitate din Europa. Nu știu că e așa aproape de Bruxelles, am fost de numărate ori acolo, dar chiar nu m-am... Pe bătălia tocmai asta încerca să oprească, englezii încercau să oprească cucerirea Bruxellesului de către francezi. Iar ce este foarte interesant și legat de ce facem noi, de acțiunile astea de reconstituire istorică, de reenactment, în fiecare an care se termină cu 0 sau cu 5, are loc o reconstituire a acestei bătălii și chiar la scară extraordinar de mare. Sunt 10.000, 20.000 de reenactori care pun în practică. De exemplu, în 2015, anul trecut, am văzut și pe internet, pe YouTube, reconstituirea. Îți dai seama, 10.000 de soldați care trag cu puștile, s-a făcut așa un fum, bine, cu gloanțe oarbe, s-a făcut așa un fum încât nu se mai vedea nimica, dar este una dintre cele mai mari reconstituiri a unei bătălii în epoca aceasta contemporană și nu știu, sper să ajung să, deci când ar veni cu un an cu zero, peste trei ani să ajung să văd, să plătește bilet. Participă, cred că, peste 30-40 de mii de, vorbesc de publicul, spectator. Este un spectacol. Bineînțeles, sunt și multe explicații, că trebuie să știe. Bun, asta ar fi evenimentul central al zilei. Alte evenimente, eu știu, 1925 se dă legea prin care repausul duminical și sărbătorile legale devin oficial date libere, adică nu se mai lucrează duminică, apar... Da, asta în România sau pe toată... A apărut în Europa prima dată, dar vreau să spun că îți dai seama din 1925 până astăzi câte date libere au apărut. Apropo, luni suntem liberi, nu? Da, sunt libere. Tot o să apară, cred că nu e pentru prima dată când ziua de Rusalii este o zi liberă. Alte evenimente, în 1940, imediat după ce Germania hitleristă ocupă Franța, generalul Charles de Gaulle, care reușise să se refugieze la Londra, emite pe calea undelor, la radio, celebrul comunicat în care îi îndeamnă pe francezi să continue lupta.
Atunci se pun bazele rezistenței franceze. Știm că Franța, după cucerirea germană, a fost împărțită în două zone. Zona de sud, sub zona de sud liberă, sub conducerea mareșalului Petain, care avea o vârstă respectabilă, 80 și ceva de ani, era eroul primului război mondial. Dar uite, vezi, la o vârstă fiecare mai greșește. Motivul pentru care la sfârșitul celui de-al doilea război mondial Petain a fost executat a fost tocmai faptul că avea o vârstă, deja avea 90 de ani, cred că trecuse de 90 de ani, și totuși s-a ținut cont și de ceea ce reprezenta el pentru Franța. Iată că Charles de Gaulle este cel care va, în jurul lui se vor unifica cei care vor lupta pentru reeliberarea Franței, lucru care se va întâmpla după da, debarcare. Au fost o grămadă de filme. Da, au fost, da, într-adevăr, filme. Și cu președinte. Iar aici noi în România, în 1951, se dă o lege și începe deportarea populației care din România, vorbesc, care locuia în granița cu Iugoslavia, vorbesc de 25 de kilometri, toată populația a fost deportată în Bărăgan. De ce s-a ajuns aici? Pentru că între timp Iugoslavia prin Tito se rupsese de lagărul comunist. A fost prima țară comunistă care a dus o politică independentă și tocmai pentru a nu primejdui să nu se ia, să nu se ia, într-adevăr, bine ai spus, să nu se ia. Ce au făcut? Au operat și au operat chirurgical. Îți dai seama, toate familiile alea care locuiau acolo, ca și cum te-ar lua pe tine din Blaj și te-ar duce undeva unde îți place ție în sud. Dar de ce? Nu, pe mine se mă că la Piatra Neamț. Nu, în sud. N-am spus unde nu-ți place. Da. Bun, cât despre alte evenimente, sunt ceva comemorări legate de decese. Da, Titu Maiorescu a murit într-o zi de 1817. Olga Constantinovna a Rusiei. De Titu Maiorescu atâta vreau să fac o mică paranteză, poate cei care se uită nu știu, cunosc. Titu Maiorescu s-a născut, deci, de fapt, tatăl lui Titu Maiorescu. Familia se trage de lângă Blaj. De lângă Blaj, din Bucerdea noastră, unde a fost învățător. Nu știu câți cunosc lucrul ăsta. Ion Maiorescu îl chema. Da, Ion Maiorescu, da. Maxim Gorki a murit în ziua de 18 iunie. Spuneam Olga Constantinovna, ca să pronunț corect, a Rusiei, soția regelui George, întâiul al Greciei. Și s-a născut pe 18 iunie cunoscutul, uite-te Bibi la mine, de asta ai auzit, Infernus, compozitor norvegian. Ce nume, Infernus, muzică clasică. Da, ai vezi că ai trecut peste un personaj care moare în 2006, Gică Petrescu. Da, și Gică Petrescu, da, Gică Petrescu, da. Și Lena Constante s-a născut în 1909, ei, de Gică Petrescu cum nu. De Elena Constante poate mai puțin, dar de Gică Petrescu, da, și Paul McCartney. Cunoaștem? Cunoaștem, mi-a dat așa. Ești sigur? Generația tânără, da, cunoaștem. Paul McCartney s-a născut pe 18 iunie 1942. Este ziua națională a... Unde vrem să mergem noi? Seychelles. Da, mă rog. O zonă turistică foarte... Foarte, da. Cred că toată lumea vrea să meargă numai acolo. Numai vegetația nu acolo, mergem să sărbătorim sigur. Și noi ziua... Bine, dacă plecăm acum o să ajungem, cred că, peste vreo două zile cu... Da, și Sfântul Mucenic Leontie din Grecia și cei împreună cu dânsul Ipatie și Teodul și Coviosul Erasm sunt prăzuniți astăzi în calendarul ortodox. Bun, pe partea finală numai atâta vreau să anunț. Săptămâna viitoare va avea loc la Cugir, cugireni fiți atenți, cea de-a 10-a ediție a Festivalului Cetăților Dacice, un festival de reconstituire istorică, dar care va avea și alte momente muzicale, dar accentul se va pune pe promovarea patrimoniului dacic de la Cugir, e vorba de cetatea Sincidavei, o să fie prezente trupă de daci roman venite din toată țara, inclusiv trupa noastră de la Alba Iulia, Garda Apulum, Legiunea 13-a Gemina, Lupii Apulonului, Magna Nemesis, Ludus Apulensis. Două zile pline de evenimente, sâmbătă și duminică. Vă așteptăm pe toți în Cugir pentru acest eveniment. Iată, a 10-a ediție, este cel mai vechi festival de acest gen din România. Programul găsiți în presă, mass media, este și pe pagina de Facebook a Festivalului Cetăților sau pe pagina Gărzii Apulum.
Pentru cei care vizitează Alba Iulia, sărbările voastre de fiecare sfârșit de săptămână merg sau da, intrați în vacanță? Da. Sau acum intrați în serviciu? Nu. Am început deja din aprilie, din jumătatea lui aprilie. Vinerea care o să vină, să urmeze, o să fim la 65 a reprezentanții. Eu cred că este ceva, 65 de spectacole duse aici la Alba Iulia. Și între timp, că tot nu ne-am mai întâlnit de ceva vreme, să știi că am ajuns și la Piatra Neamț, am reușit să facem și acolo, să importăm obiceiurile bune de aici, că zic că aceste acțiuni sunt bune, și să realizăm prima ediție a Festivalului Cetăților, Festivalul Dacic Petrodava, tot un festival dacic, la Piatra Neamț este o cetate dacică, da? Este și un castru roman, deci povestea poate continua. Dar nu ne-ai dus să vedem acolo. O să mergem. O să vă povestim data viitoare. Am fost toamna trecută. Chiar că nu ne-am mai întâlnit de atunci. Da. Am fost, un club de prieteni prin Moldova și am trecut pe la Chiatra Neamțului și Liviu era ghid și am petrecut minunat și am întâlnit cu oameni minunat și avem poze și am vizitat pe Draga Olteanu, îi salutăm pe toți. Doamnele și domnii. Da, și am fost o nebunie, o bucurie de mini-vacanță. Da, o să mai povestim, Și aducem și poze. Da, și despre festivalul și despre alte evenimente la care am mai fost. Poate mai vin cu Tudor, Tudor poate vine acum. N-a reușit să fie consilier local, așa că poate veni. El a candidat? Da. Uite, puteam să vorbim, dar o să povestim și alte de alegeri, mai ales că astăzi se împlineau în 2000, pe 18 iunie, au fost alegerile locale și domnul Băsescu câștiga primăria capitalei. Așa. Și prezența la vot era atunci de vreo 43%, aproape 44%. Bine, Liviu, mulțumesc, voi ați votat? Și eu. Și tu? Bravo. Tânăra generație au votat. Păi sunt responsabili de ce se întâmplă cu ei în, trebuie să le vedem buletin. N-au cum să fie indiferenți. Mulțumesc, Liviu. Ne vedem săptămâna viitoare cu ajutorul Domnului. Luăm o scurtissimă pauză răstimp în care o să-mi dau penele de papagal jos și o să-mi iau nu știu ce găsim noi prin televiziune, ceva ca să nu mai stea lumea stresată și să nu poată colegii de la camere să fixeze și să facă ce face mai mic, ce face, ziceți-mi, care tot o fă șarf. Nu pot să le deranjez șarful și atunci ne schimbăm ca să fie tot în regulă. V-am spus de dimineață, uitați-vă la mine, nu, facem probă de cameră, lasă că ești bine. Și când am intrat, au sărit toți pe mine să mă jumulească că-s papagal. Bine, revenim în câteva minute alături de doctorul Horia Moruțan, vorbim despre animalele de companie, dar vorbim și despre ceea ce păpăm noi, să păpăm cât mai sănătos și mai ales să păpăm de aici, de la noi din țară, pentru că este foarte important. Vorbim de produsele animaliere, pentru că Horia este în acest domeniu specialist. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute doar. Sunt Cosmin Toma și vă aștept la o poveste cu cântec și nu orice cântec, ci cântecul nostru tradițional. Invitații mei vor scrie o filă de povești autentice, românești, numai la Carolina TV. Zile reușite. Sâmbătă de sâmbătă aducem zâmbete pe buze, energie, ludic și totul despre copilărie. Reinventăm starea de bine într-o nouă emisiune, Zburlici, cu și despre copii, la Alba Carolina TV. We'll be right back.
să condimentăm cu bun gust, să aranjăm cu rafinament și să simțim aburii celor mai inedite preparate. De la tradițional la excentric, bucătăria voastră nu va mai avea secrete. Sunt șef Toma și eu pun sarea și piperul în bucate. Revenim, dragi prieteni, și spun acum bună dimineața doctorului Horia Moruțan. Bună dimineața, Horia, drag! Bună dimineața și bună dimineața tuturor telespectatorilor! Da. I-ai obișnuit pe prietenii noștri să le oferi informații despre animalele de companie, despre animalele din gospodărie, despre vietățile mai mari sau mai mici, vorbim de gabaritul lor, cu pene, cu blană sau cu ce mai au animalele de companie. Ce ori avea acolo? Ce ori avea. Dar vorbim astăzi și despre, tu ești și producător, să spunem, da, în ale animalelor de consum. Consider că toți dintre noi trebuie să avem o reacție și o poziție în acest sens. Eu fiind medic veterinar și, bineînțeles, iubind creșterea animalelor, am o activitate destul de laborioasă și în acest sens. Pentru prima parte a discuției aș vrea să spunem câteva lucruri despre fobia care se creează în fiecare an referitoare la căpuși. Am avut o perioadă mai rece, însoțită de ploi și n-au izbucnit acea reacție de fiecare început de vară. Dar iată căldura a venit și acum toată lumea este stresată cu nu știu ce boli, cu nu știu ce mușcături și așa mai departe. Lucrurile nu ar fi foarte complicate dacă noi, exact ca în fiecare activitate, am respectat niște lucruri de bază. Și atunci o să spun lucru fundamental care trebuie făcut și bineînțeles că se va face pentru că și beneficiem de o primărie pe măsură și eu cred că primarul nostru, domnul Mircea Hava, se va implica fără probleme. Dacă vă amintiți, înainte de 89, programele de dezinsecții, de ratizări erau extrem de bine puse la punct, serios făcute și așa mai departe. Și acum s-au mai realizat, dar după cum știm, nu la aceeași parametri. Și atunci lucru primordial care va trebui noi, ca țară civilizată, europeană, mondială și cum vom fi, să începem să-l realizăm, sunt acele programe de dezinsecții și de ratizări, deci și pentru căpușe, dar bineînțeles este puțin mai complicat. De ce? Trebuie respectat un termen legal pentru anunțarea publicului, pentru că putem ieși noi, copii, animale și așa mai departe și soluțiile acelea sunt toxice. Plus de asta, trebuie o perioadă în care lumea să fie mai precaută, iar animale nu neapărat să le ducem în toate locurile, ceea ce n-ar fi un capăt de țară, că 2-3 săptămâni găsim suficiente locuri de plimbare. Deci chiar dacă nu este cea mai oportună posibilitate de a propune un astfel de exercițiu, chiar este prima emisiune și haideți să facem acest lucru, să propunem primăriei Alba Iulia. Bineînțeles, puteam să ne și deplasăm, puteam să facem o hârtie, dar cunoscând larghețea în discuția domnului primar, acum mi-a venit această idee. Da. Ar fi foarte bine ca începând cu acest an, toate primăriile, să înceapă acest program de dezinsecții și pentru rozătoare și de ratizări, care să se continue până în toamnă și astfel încât în 2-3 ani, chiar dacă normal că nu pot fi eradicate, dar vor fi stresate, înmulțirea lor nu se va mai realiza în aceeași parametri și lumea, bineînțeles, va avea un confort din acest punct de vedere. Vorbeai orea de căpușe, toată lumea se teme și are aproape o fobie cu căpușele pentru că s-au auzit tot felul de povești, tot felul de lucruri care mai îngrozitoare. În ce măsură căpușele astea de care vorbim? Astea de regulă le iei când le iarbă verde și se urcă pe ciorăpel. Este și motivul pentru care am spus lucru esențial care trebuie făcut. Când mergem la iarbă verde nu este foarte greu să punem puțin alcool sanitar pe noi, atât pe mâini, chiar și pe gât și în special pe partea inferioară a picioarelor, astfel încât căpușele și chiar și țânțarii vor avea o reacție negativă, da? Vis-a-vis de noi. Uh-huh. Da, acum nu este o problemă. La fel trebuie știut că căpușa pentru a transmite, oricum ea produce un disconfort prin existența ei pentru om. Oră, să vezi pe ea, sigur. Dai seama că nu-i plăcut. Pentru a transmite acele boli, trebuie să fie ele însăși bolnave. Deci nu toate căpușele
transmit. Pentru căței sunt o grămadă de produse și fiecare proprietar de cățel să se ducă, de aici știu, deja sunt foarte educați și informați din punctul ăsta de vedere, să se ducă la cabinetul lor veterinar, la medicul lor și le va oferi produsele respective. Este vorba de paiete care se pun între spete sau alte produse. Și dacă totuși se prinde o căpușă de un cățeluș de o pisicuță, ce facem? Luăm un tampon de vată care îl îmbimbăm foarte bine în alcool, tamponăm foarte bine căpușa, lăsăm 5 minute și cu o pensă o scoatem prin răsucire, deci va pica fără mari probleme, pentru a-i scoate și capul și picioarele. Dacă capul rămâne acolo, nu trebuie să ne spirem, dar se poate crea o mică reacție locală. Acum, pentru siguranța tuturor, se poate administra și un antibiotic, nu mai intrăm în detalii, asta spunem la cabinet, dar cam asta este modul de abordare. Bineînțeles, tratamentele și pentru câini trebuie să se facă preventiv. Dacă deparazitarea internă, deci tratamentul antiparazitar intern se face teoretic lunar, în mod preventiv, preventiv înseamnă că în modul, dacă nu există paraziți, nu trebuie neapărat să-l repetăm în funcție de ciclul biologic al paraziților, de se face preventiv lunar până la 6 luni, iar după 6 luni trimestrial, de fiecare dată când există infestație parazitară, se repete în funcție de ciclul biologic al paraziților. Deparazitarea externă se face după necesitate, dar, să zic, mai puțin de 2-3 ori pe an. Deci, nu am avut probleme mari până, să zicem, în luna iunie. Acum, cu venirea căldurii, cu certitudine că o lună jumate vom avea probleme serioase cu căpușele și atunci, deci nu trebuie să luăm în calcul că pe prospectul acelor produse scrie 30 de zile, 45, 60, 25 sau mai știu eu cât. Deci animalul trebuie verificat, iar tratamentul trebuie făcut după necesitate. Acum, pentru cei care au în gospodării câini, mai ales câini de companie, câini de curte, câini... Deci acum, perioada asta foarte călduroasă, la ce expune? Care este principalul pericol, principalul risc pentru animalele în general de gospodărie? Deci trebuie privit din cel puțin două direcții. Deci avem anumite rase cu, deci respectiv rasele cu botul turtit, cu botul scurt, care datorită șocului termic pot să ajungem până la șoc cardiorespirator, și animalele cu părul lung, respectiv ciobăneștii și alții, care suferă foarte mult datorită căldurii. Pentru toate animalele, și în special cu părul mediu și lung, trebuie găsite zone mai răcoroase, zone cu umbră, apă proaspătă la discreție. Mai pe sub copac, nu în păi curte? Sigur, putem să le facem noi copertine, acoperișuri și așa mai departe, țarcuri. Apa întotdeauna trebuie să fie la discreție. Alimentația, după, acum nu trebuie să intrăm neapărat în filozofii, dar poate fi puțin mai sărăcăcioasă, pentru că datorită căldurii nici ei nu fac mișcare, iar și bineînțeles energia nu se consumă. Atenție sporită trebuie, mă repet, să îi acordăm câinilor cu botul turtit, bulldogi, boxe și așa mai departe, pentru că datorită acestor particularități anatomice, respirația este puțin mai dificilă. Ei se stresează și relativ ușor, sau mă rog, an de an sunt accidente, respectiv șocuri cardiorespiratorii la aceste rase. Și atunci proprietarii trebuie să-i țină cel puțin pe perioada zilei și să iasă la plimbare doar dimineața de vreme și seara, iar pe perioada călduroasă să-i țină la răcoare. Da. Deci reținem apă, create condiții de umbră, să nu orice casuniți în plin cu părul soare, mediu și lung, care se pretează a fi tuși, și o hrană nu foarte bogată. Și da, alimentație mai sărăcăcioasă, apa să fie acum la discreție. Acum îl văd eu pe chine să-i dai un morcov, să zici, ia mâncă, bobo, un morcove și un morcovel și o țelină, că scădem e cald. Scădem grăsimile, proteinele și așa mai. Asta e valabil și pentru noi. Păi, pentru mine în special. Acum n-am vrut să fac niciun fel de aluzie, că să știi că și pentru mine tot la fel de în special este valabil. Bine, Horea, mă uit la ceas să vedem, mai avem încă de discutat, abordăm și celălalt subiect. Da, ca și pentru că facem un preambul. Da, la niște discuții care vor fi. Acum urmează să dea o lege despre supermarketuri și despre prezența în magazine a produselor, 50% produse românești. Sigur că e vorba și de produse vegetale, sigur că e vorba și de produse de origine animală. Acum, întrebarea este, poate piața românească, poate producătorul din România să asigure 51% căi, legumă, fructă?
că e carne de porc, păi, pasăre vită și etc. Deci chiar credeți în că nu putem, în care, de exemplu, produs... Nu știu, întreb, ori ascum și deci, drag, întreb. Cu certitudine că nu toată paleta poate fi foarte bine acoperită. De ce? Pentru că noi în perioada asta post-decembristă, să o numim așa cum o numește tot poporul, am făcut tot felul de aberații. Am închis abatoarele foarte mici, am închis fabrice de lapte foarte am mici. Am tăiat livezi, am distrus sere... De și exemplu, acum aducem cartofi din Argentina. Să spunem și lucruri care nu ne plac, că noi spunem numai de subvenționare, într-adevăr, nivelul subvenționării, că vreau să revin aici. Lucrul de bază este faptul că este un risc destul de mare și încerc scuze dacă o să folosesc și anumite expresii, dar trebuie să fie foarte bine înțeleși. Noi devenim, suntem deja cocina și clozetul lumii. Deci din punct de vedere alimentar, nu doar a Europei. Dar să spun și câteva lucruri, să zicem, profesioniste. Mă deliniștește, argumentează, pentru că în cel mai așa trebuie. Da. Și cu legea asta a supermarketelor o să discutăm. Și o să vă spun câteva exemple. De exemplu, Kauflandul, că putem să dăm exemple. Că acum sunt, nu dai exemple, chiar nu putem. Supermarketul în general. Nu, nu. Polonia, ca să... Să evităm, au vrut să intre pe piață și polonezii au spus da, intrați pe piață, dar 20% din întreaga voastră marfă din toată lumea este din Polonia. La fel s-a întâmplat și cu anumite hipermarketuri care s-au dus în Ungaria, deci este o politică de protejare și promovare a produselor interne. Deci noi stăm foarte bine la anumite capitole, extrem de bine chiar. Noi am putea și la carne de oaie, dar carnea de oaie a fost cumva și defăimată, să zicem așa, și lăsată la fundul sacului. Dar nu este drept și nu este nici logic gândit, pentru că piața europeană și mondială de carne de oaie nu este acoperită. Marile puteri europene își doresc ca o țară mică să producă pentru a nu veni alte mari puteri mondiale care să-i concureze în mod real. Spuneam de ceva profesionist. Noi, chiar dacă mă repet, politicile și în agricultură au fost doar la nivel declarativ. Ne este foarte greu acum, de exemplu, cu această țară care se numește Polonia, care, de exemplu, reconversia în pomicultură a terminat-o de ceva vreme bună. Ce înseamnă reconversia în pomicultură? Înseamnă că ei lucrează numai la simel, deci numai în mod intensiv, deci numai în sistem intensiv și în loc să obțină, știu eu, 20 de tone de mere la hectar, obțin 40. Sunt și multe alte lucruri care trebuie să le punem pe tapet și trebuie să zbierăm, să spunem așa mai departe. Nu este posibil ca din țări ale comunității europene, de exemplu, ouă să ajungă la câțiva bănuți, noi să importăm carne reformă de porc. Păi noi avem un potențial deosebit în creșterea porcului. De ce nu-l exploatăm? De ce nu? Pentru că, până la urmă, nu ne poate impune nimeni. Cine ne poate impune noi să facem numai tâmpenii, să mâncăm numai aiureli și... Bun, tot... și atunci nu ne impune nimeni și totuși mâncăm tâmpenii, aiureli, amestecături, păi carne mixuri de porc de tot reformă felul. Înseamnă scroafele din Germania care au fost îngreșate cu tot felul și care ajung în țări ca România, care acceptă pe piață orice și lăsând ca producătorii lor să moară. Avem, de exemplu, producător în Alba Iulia, un, să zicem, un producător foarte serios care are închis lanțul. Deci nu doar că cultivă teren, crește vaca, porcul, are carmangerie, magazin, dar are, de exemplu, și benzinărie. Deci ia benzin, cumpără combustibil cu cel puțin o verigă mai ieftin și tot nu poate merge mai departe. Avem o maternitate de scroafă la un nivel la care Ungaria și Austria doar își imaginează. Familia beneficiază, deci în acel conglomerat, și de pământ cultivat, de specialiști și așa mai departe. Toți sunt specialiști în agricultură și zootehnie și au probleme mari. Pe atunci înseamnă că sistemul este de vină. Noi suntem de vină că nu reacționăm, noi suntem de vină că acceptăm să se introducă pe piața noastră orice, oricum, fără a avea niciun fel de reacție. Acum, spunem, Horea, eu și cu colegii mei, ce putem să facem ca să nu mai mâncăm fasole din Egipt, de pildă, la mine la Blaj, unde mă duc, n-am găsit fasole românească. Că acum așa e moda, sau obligația, sau legea, scrii numele produsului și țara de origine și prețul. Fasole Argentina, fasole China, fasole Egipt. Fasole România ne-am. Cartofi Peru. Da. Adică și de pe partea alaltă de cartofi Peru. Că dacă cea care ce din Bulgaria, cea ce din Bulgaria, trece gârla și aduce cartofii. Cartofi Peru, te duci în corușor globul fortej cu sacul cu castor. Din punct de vedere calitativ și este nu incredibil. Numai, deci noi
am fost și puțin mai suntem încă foarte buni producători de cartofi. Dar ce se întâmplă? Aceste... Bine, că se poate vorbi și la mere, și la pere, și la prune, da, și, dar la bagnișe, e, și la bagnișe, și la orice. Există la un nivel mai bun, să zicem așa. Da. Dar la nivelul cultivatorilor de cartofi au două probleme, depozitarea și ambalarea. Dacă te afli în România, cel puțin eu așa văd, condiția ar fi ca în contextul în care noi avem cantitate suficientă de cartofi sau, mă rog, că nu mai este cartofi, să aducem de oriunde. Dar magazinele mari, primordial, să cumpere cartoful din și nu să-i pună condiții de ambalare în contextul în care el îl vinde tot la vrac. Ați văzut că în toate marile hipermarkete, preponderent, cartoful se vinde vărsat, nu? Tocmai. Una dintre condițiile marilor supermarkete, să nu le mai dăm nume, cum ai spus, este ca acest produs să se cumpere, să fie achiziționat la sac de 25 de kg. Păi băi omule, ce facem? Bun, dacă și oricum să fac o tocană de cartofi sau cartofi, eu cumpăr un sac de 25 de kg. Păi nu, dar ați văzut, și, deci ulterior sacii sunt desfăcuți și se vinde la vrac. Da, da. Mă înțelegeți? Deci asta sunt niște reguli. Dar, care... Bun, asta e cu legumele și cu fructele. Se poate povesti o mulțime de lucruri și de anomalii. Cu Dumnezeu pe vremea alaltă, sigur că nu erau fructele care sunt acum, nu știa ce aia mango, nu știa ce aia tango, nu știa ce aia tanga, nu știa nimic. Dar erau cartofi, ceapa, morcovul, pătrunjelul, varza și ridichea neagră. Cum Dumnezeu să ajunge, eu asta mă mir, să nu ai, tu care pe vremuri țara asta era grânarul Europei. După Franța, în Uniunea Europeană, este România a doua țară cu posibilitate agricolă din punct de vedere al terenului. După Franța, a doua țară în Uniunea Europeană. Și tu să aduci cartofii din Peru și din Argentina și cartofi și fasole din Egipt, din Africa. Egipt din Africa. Mă rog, nu. Deci m-ați întrebat ce trebuie să faceți și trebuie să facem cu toții același lucru, să avem reacție. Pentru că să reacționez cum? Că reacționez aici, mă dau de ceasul, reacționez pe la magazinele de cumpăr, n-aveți din România fasole. Să revin la situația noastră specială. Și culmea, Horea, scuză-mă, pe piață țăranii tot de-aia vând. Mergi și cumpără și zice, vai de la mine din grădină, jur. Astea sunt niște probleme particulare care trebuie puse și rezolvate și astea. Deci revenind la crescătorii doi, că sunt o grămadă de probleme și aici. Deci lupta nu este doar individuală, lupta este cea care am spus-o, pentru a nu ajunge în 10-15 ani să mâncăm doar ce primim, pentru că nicio țară în afara țării tale nu-ți oferă toate produsele, să zicem, cele mai bune. Cele mai bune ca și într-o familie. Le mănâncă copiii, după aia mai restul familiei și mai ce rămâne dăm la vecini. Sau de pomană. Și în același context și având în vedere că suntem membri a Uniunii Europene, revin pentru că sunt niște probleme stringente. Poate telespectatorii o să zică la un moment dat, măi, vorbiți numai de subvenționare și de alte lucruri. Este obligatoriu să vorbim în contextul în care... Nu ai cum să nu vorbești. Dar exact, și toate țările Uniunii Europene, la nivelul acestui segment, problema este rezolvată din toamnă și au primit niște plăți compensatorii, că asta este subvenționarea în contextul în care valoarea cheltuielor depășește valoarea profitului, să zicem, au primit din toamnă, deci din septembrie, octombrie, maxim noiembrie, toate țările Uniunii Europene și-au finalizat aceste probleme, iar de exemplu Ungaria, care este cea mai apropiată nouă, deci pe cap de oaie fătată cel puțin o dată, numai de la Uniunea Europeană primește 21 de euro, iar însumând cu banii primiți de la statul maghiar, ajung undeva la 31,16. La noi era vorba de 4,5, acum se vorbește cu anumite... 31 de euro și noi 4,5? Da, acum se zice frumos. Că totuși vor fi 10, dar gândiți-vă... Lasă-mă, dar până la 30... Dar mai este un aspect. La ei în septembrie, dar să punem noiembrie, să punem decembrie, să punem ianuarie, plățile s-au terminat. Mă înțelegeți? Au început. Păi noi suntem, se termină și îmbătrânesc miei, fat oile. Se termină luna iunie, se termină luna iunie. Fac majoratul mielușei și... Da, și această problemă nu este rezolvată. Deci, practic, stăm să analizăm, deci putem să vorbim chiar de concurență neloială, dar nu sunt de vină ungurii sau francezi. Evident suntem, că nu, aia suntem de, deci diferența între 4, sau să spunem 10, nu 4,5, să nu spunem 31, să spunem 21. Este o diferență fabuloasă și în contextul în care ei au primit-o cu jumătate de an înainte, este... Sigur, deci, fermierul din țara noastră n-are cum să mai facă
sau să fie la același nivel cu fermieri din altă lume. Dar cineva crezi tu dorește acest lucru? Păi vă mai este spun o chestie premeditată, toată întârzierea asta, toată batjocul asta, diferența asta între 4 sau 10 euro și 31 de euro la țară vecină și prietenă de dincolo de Tisa? Acum nu putem să facem speculații, dar vă spun următorul lucru. Fiecare țară a avut negociatorii săi. Și de ce în Ungaria? Asta este o întrebare retorică care trebuie să o adresăm, cred că eu zic în fiecare emisiune. De ce în anumite țări se poate face treabă și de ce în România nu se vreți poate? Vreți să-ți dau eu un răspuns? E adevărat, de un punct de vedere personal, pentru că acolo sunt politicieni inteligenți, politicieni care și sunt patrioti, puși în slujba celor care i-au ales, spre deosebire de noi, în care plină clasa politică de giambași, de hoți, de imorali, de plastografi ordinari, de impostori. Sigur, sunt și oameni cum se cade, nu se poate generaliza. Aia sunt foarte puțini, îi știm, îi vedem. În rest și pe aia, care trebuie prin televiziuni. Sunt la fel. Niște pamblicari, niște oameni care chiar nu mă dau cu... Dar suntem noi proști că ne uităm în gura lor. Exact. Știi, suntem proști și ne uităm în gura lor. Despre asta vorbim și chiar asociații prietene din Franța și din alte țări ne-au dat următoarea replică. Vă rog să vă uitați pe calendarul vostru de activități, deci asociațiile și sindicatele din România. Vedeți de câte ori ieșiți în stradă într-un an, vedeți la noi de câte ori, că noi exact, vă prezentăm, vedeți de câte ori fermierii voștri ies cu tractoare, combine și așa mai departe. Și cu vaca lucrează în fața guvernului. Și vedeți la noi de câte ori se întâmplă acest lucru. Vedeam zilele trecute, oricum, fermieri din România care s-au dus pe la guvern, s-au dus pe la Cotroceni, s-au dus pe la Ministerul Agriculturii și dădeau cu laptele pe acolo, aruncau laptele, pentru că și asta ar mi se pare o batjocură, să iei laptele de la producător, nu? Să-l iei cu o sumă, cu câțiva bănuți acolo, pe care dacă i-ai vedea jos pe caldarâm, poate nici nu i-ai lua. Dacă ai spondiloză ca mine, nu te-ai mai plecat că te riști. Iei ăla și îl vinzi cu nu știu cât sau mai rău, nu-l iei. Și ajunge omul să țină văcuța lui sau vacile lui, două, trei sau dacă are fermă mai mult, să n-aibă ce să facă cu laptele. Se arde lâna. Am văzut Horea batjocură. Lâna, se arde lâna de adevăratele, lâna aia de pe... Oi și... Deci aici statul trebuie să intervine și peste tot în lume, deci asta înseamnă politici și strategii. De exemplu, la sectorul lâna, lumea nu știe, dar într-un anumit mod a avut anumită subvenție din partea statului român. Și chiar dacă banii nu s-au primit direct, crearea de fabrici care să folosească lâna poate reprezenta o subvenționare pentru crescători. Iar statul trebuie să se gândească la toate segmentele. Asta ar fi însemnat să avem specialiști implicați. Ludovic al XIV-lea spunea l'etat-se moi. Adică după ce mi-aș dori eu să fie Brăteanu și Carol I. Aoleo, dar cum? Nu, dar nu putem să-mi toate. Așa mi-aș dori, dar să revenim, de ideea. Da, deci în urma neprimirea celor subvenții și a avut loc o înțelegere cu ministrul Daniel Constantin, deci fostul ministru al agriculturii. Și... La care urmări penal acum? Păi hai să nu... Dar toți sunt urmăriți penal. Dacă să urmăriți acum e publică, nu l-am arestat și... eu. Deci înțelegerea la acel moment a fost că toate plățile către ANAF, că este normal că toată lumea să plătească în acest stat, dar... în această țară, către ANAF, către primării și mai rău, de exemplu, sunt crescători care și-au luat subvenția, că așa s-a creat-o prin credit de la bancă. Deci te duci cu hârtii de la API și așa și banca îți dă procent din suma în care trebuie să o încasezi tu de la stat, dar au trecut jumătate de ani și banca acum este normal, este o instituție privată, vrea să-și recupereze banii. Sare pe fermier, fermierul nu știa, când intra... Deci fermierul încasa în același cont subvenția și banca își lua automat banii. Și acum sunt niște probleme fabuloase. Deci sunt în întârzieri și dobânzi foarte mari la ANAF, sunt penalități la primării, sunt probleme cu banca datorită unor probleme care până la urmă sunt dezumanizante de-a dreptul. Horea, și iarăși revin la o întrebare, tot eram îmbrăcat ca papagalul, papagalicească, și cine-i de vină? Și, bine, și eu cetățean sunt de vină, și ăla micul care nu știe de aba decât Waterloo, sau în sfârșit. Dar eu nu pot să mă duc să tratez eu cu
fondul, cu banca, cu Uniunea. Nu, fiecare, eu nu pot să dau lege. Exact. Eu aleg pe tine, pe el, pe el, pe ăla sau pe ăla, îl aleg, cetățean disciplinat și conștient de misiunea pe care o am, să vă reprezinte în Parlament, să mă reprezinte în Parlamentul European, să mă reprezinte acolo și acolo. Bun, și dacă ăștia pe care alegeți sunt niște mișei și niște incapabili și mulți dintre ei niște oști. Da, și de cele mai multe ori aici se ajunge, că nu știu de ce întotdeauna în toate funcțiile și uitați și în instituții mici și în instituții există și profesioniști. Eu chiar repet și mă bucur, spun încă o dată că sunt foarte mulți oameni în instituțiile statului din Alba Iulia de calitate și de valoare și oameni, asta vreau să zic, deși pregătiți, care doresc. Și la acest, sunt și la Zalău, sigur, sunt și la Caracea. Acest sistem și lipsa unor legi foarte clare îi fac să... Cred că sunt foarte clare, Horea dragă, dar se încalcă, nicio lege nu spune fură ministrule, fură parlamentarul. Nu sunt armonizate. Fură. Nu spune nimeni. Și cu toate astea nu trece zi fără să nu vedem 3-4 pe la DNA. Că într-o zi era coadă acolo, stăteau ca la carne pe vremuri, că tot vorbim de carne. Stăteau unul după altul, parcă erau fetele de la Căpâlna, își dădeau rând acolo la... Se caute. Reacția noastră, deci nu trebuie să fie neapărat o reacție violentă, dar fiecare în segmentul violentă, lui... Dar au trecut 25 de ani, adică chiar și tu care ești echilibru într-un chipat. Nu mai sunt răbdarea. Mă rog, așa te știam. Adică... În 31 mai, deci sindicatul, sau mă rog, crescătorii doi din România sunt pregătiți și din acest punct de vedere sunt constituiți și în sindicat, sunt pregătiți și profesional, deci prin crearea de asociații, federații și așa mai departe. Deci partea civică, deci partea sindicală în 31 mai a participat fiind prinși, să zicem, în Agrostar, deci în Confederația Sindicatelor din Agricultură. Agrostar este membru al Blocului Național Sindicat, am participat la pichetarea președinției. Și nu fie și domnul Iohannis cu... Păi acum nu știu dacă neapărat trebuie să iasă, să nu iasă, dar reacția președinției este practic inexistentă. Într-adevăr am fost... Nu-i treaba președintelui. Este treaba, ne-l să spun. Dar președintele are niște prerogative care am fost învățat cu președinte care se băga în toate. Deci printre prerogativele președintelui este și de supravegherea instituțiilor statului, de supraveghere a relației ei între instituțiile statului și celelalte instituții, ONG-uri, societate civilă și așa mai departe, și de apărare națională, sau cum se numește. Acum în nu, fine. Că neapărat americanii, că au făcut acolo de veselu, dormi liniștiți. Deci președinția se abordează în momentul în care au fost epuizate celelalte modalități. Și voi le-ați epuizat toate? Păi normal că am fost... În Parlament, în Guvern, în Minister. Inclusiv anul trecut, am avut manifestări. Bun, și ce v-ați dus și ați dat cu un litru de lapte prin fața pe la... Păi asta este, Ministerul Agriculturii și ce a scris, că este ministru și zice, hai, rând aici, cât? 30 de euro pe mărșeară, mai trebuie? Poftiți. Cărați-vă acasă. Păi atunci... Înseamnă că nu mai avem nevoie de ei. Ce să facem dacă nu este nimeni implicat în acest... Sincer, dacă ar fi mine, n-am avea nevoie de o astfel de clasă politică cum este la noi, cu șef de partide, cu dosare penale, cu pușcărie suspendată, cu primari votați, aflați la păstrare în arestul preventiv. Da, ieșiți tot. Evident că este de ceva între Caragiale, Kafka și Eugen Ionescu. Este ce se întâmplă. Suntem și noi de vină. Deci la 7-8 zile este o altă manifestare făcută de, să zicem, un bloc sindical mai tânăr și mai nou. Bineînțeles că pentru a susține toate aceste manifestări, sindicatul nostru s-a implicat în o anumită măsură. Dar se întoarce din nou la Parlament. Deci, teoretic nu se fac aceste lucruri. Când ai ajuns la președinție, nu te mai întorci la Parlament, că ai epuizat. Noi am fost la Parlament de 100 de ori. Da, auzi, Horea, te întrebam și eu curiozitate, așa, ca omul. Pe domnii parlamentari de Alba, pe care ai votat, unul măcar ai votat, nu? Că acum ai putut să-i votezi pe toți. Întrebați, că tu l-ai votat pe unul, altul pe altul, altul micul producător pe altul. Deci asociația noastră... Ascultă-mă o clipă. Domnule, eu te-am trimis acolo și dacă ar face lucrul ăsta fiecare din cele 40 de județe câte sunt sau câte mai sunt, ar face lucrul ăsta, domnule, îl strângem de gâtuleți pe om. Domnule, eu te-am trimis acolo și pentru asta. Eu m-am săturat să mănânc
carne de porc din Austria, congelată de 40 de ani, că au descoperit acum, una de 60 de ani, ați auzit? Aoleu, să facă rău, nu știi ce mănânci. Păi vreau să mănânc carne de la producătorul meu din Micești, din Bărăgan sau din Vaslui. De ce de la ăla care o decongelează și mi-o dă de proaspăt? Și aia porcul tăiat acum 40 de ani. Cu parlamentarii de Alba am deschis un set, să zicem, de discuții înainte. Așa, de... Așa, și... Păi acum o să vedem că... Păi când ăștia nu sunt parlamentari, că acum și încheie mandatul în câteva luni. Vom vedea ce va fi după alegeri, că n-ai... Păi nu, dar trebuie huiduit, serios. Că vin și prin televiziuni, spun, fac, nu pun geană pe geană de grija poporului, bă, te uiți la televizor și te ia scârba, revolta neputincioasă, când vezi că strigă la catalogul și din 100 și 200 sunt 3, 5, 6, 12. Restul nu, spaviu, paconiu. Și-și iau salarii. Salariul ăla de mizerie pe care l-au ei. Bun, serios. Ce da. Căutau parlamentarii în campanie electorale? La primari? În județe? Ce căutau? Ei trebuie să stea la cameră. Ăia căutau să facă vorum, să voteze. Și ce? Așa, în teritoriu. Dar de ce? Lasă, că ăla e primar și face el campanie. De ce să te duci tu să-i faci? Despre ce vorbim? Și vedem și nu întrebăm, Bibi, tu unde trebuie să fii astăzi, marți? În Parlament, de ce ești aici? Păi du-te și tai ziua de acolo, să nu mai ai bani, că banul ți-l dau eu, din impozitul meu, de la salariul ăla, de ce ai zis tu, că nu mai zic eu. De la ăla, de acolo îți dau eu bani. Ca tu ce, domnule parlamentar? Să faci ce? Că uite-te-ți toți cu rața în gură și cu un buzunar, toți pe la DNA, toți pe la PNA, toți pe la... Despre asta vorbim. Și mergem și le dăm votul. Ca niște proști. Exact ca niște proști le dăm votul, pentru că votăm acolo de-a proasta, știi? Și puțin votăm. Reacția trebuie să fie una hotărâtă și solitară. Mai hotărâtă, solitară cu cine? Că dacă eu mi-am rezolvat problema... Asta este, da, ați face. Văzut, dacă ai punctat exact ce dragă, trebuie. Pui pariu pe verde viu, că ești prieten cu mine de o viață. Dacă ție ți-a accestatorică, câte boiți ai? 70, bun, na, 31 de euro 70, de alea fac nu știu câte vei, ia-le, gata, mersi șeful, statul, și nu mai te interesează pe ăla de la Gârbova, că ăla nu ia nici aia 4 euro. Că asta e în firea noastră. Asta a fost strategia din ultimii ani și deci în fiecare sector de activitate, nu știu cine să zicem, au fost prinși câțiva lideri care, mă rog, probabil că în acest fel a fost mămit, inclusiv în creșterea... Păi, dar n-ai văzut mari lideri de sindicat, Mitrea, Ciorbea, mari reprezentanții poporului, a prostimii, a... Ăla. S-au ales miniștri, prim-miniștri, i-au cumpărat. Și alții, și alții, și alții. Și asta este. Asta se întâmplă și asta vreau să zic, la circa 7 zile, în 7 iunie a fost altă manifestare care s-a încununat de tot felul de libidinișenii, au ieșit miniștri, au ieșit tot felul pe acolo, a vorbit cu lumea, deci fără rost. Și lumea s-a dus acasă liniștită, în loc să continue aceste proteste. Alții au murit pentru o idee, Horea. Îți spun, alții au murit. Noi ne ducem, sau voi vă ce spun la București, dăm cu botezul, cu laptele pe acolo, pe pereții sau pe poarta ministerului, sau nu lăsăm pe președinte să iese, că-i pichetăm, dar la ea se predindos pe acolo, pe la Leu și tot iasă, dacă vrea să iese. Așa și după gata. Deci românul trebuie să se trezească foarte clar și dacă vrea când, să... fratele meu, că toată dimineața la 7 fără 5 dacă vrea să nu devenim o enclavă foarte săracă și nebăgată în seamă de nimeni, trebuie să știm că suntem români, suntem încă o republică, suntem un popor. Noi suntem români, noi suntem închei aici stăpâni. Noi ne dăm cu pieptul noi. Noi am inventat scrisul, am inventat alfabetul, am inventat credința. Se pare că Iisus tot de nu din Israel, de pe aici. După unii. Tot am inventat noi. Dar ce este foarte, foarte bravi. Interesant și trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ne gândim că în foarte scurt timp vor fi din nou alegeri, iar dacă problemele stringente, să zic, în 3 luni nu se rezolvă, cu certitudine vom mai pierde un an jumate. Orea, dragă, facem plicul, dăm la colegii noștri, îl închidem și îl deschidem după alegeri. Să vezi că tot aia iasă. Să vezi cum iarăși la nivelul, stă electoratul și alegătorul cu... La nivelul județului Alba avem unele colaborări, una să zicem destul de bună cu domnul deputat Dan Simedru. La chemarea care am făcut-o noi, Asociația Crescătorilor de Vină din județul Alba,
au reacționat de la fel rapid, acum sper să nici timpul să nu fie pierdut și bineînțeles că liniștea asta politică așteptăm pentru că vrem să devenim foarte insistenți și incisivi. Domnul Pereș, domnul fost viceprimar, îmi scap acum numele, în fine. Pentru mine chiar n-are nicio importanță. Sincer, adică chiar nu. Și domnul Dârzu și-a trimis reprezentanți. Deci a fost domnul Potor. Domnul Potor. Da. Păi după, toți vă sprijină, în sensul că nici vorbă. Acum o să vedem. Noi așteptăm cel puțin o liniște, să se instaleze această liniște politică, să o să chemăm nu și toată presa alături de liniște, noi. Și presa scrisă politică, și tot timpul radio și TV, pentru a pune o presiune cât mai mare din acest punct de vedere pe clasa politică. Dar mă repet, presiunea asta civilizată este deja epuizată și dacă lumea nu reacționează și nu iasă în mod hotărât în stradă cu argumente foarte clare... Păi lumea nu o să iese, pentru că eu, de pildă, nu o să ies. Tu îți cunoști foarte bine problemele și ești conștient de riscurile majore a la lung. La deci care mă repet, fiecare ONG trebuie să-și facă treaba lui, societatea civilă Horea, dragă, în general trebuie... Care e societatea civilă? Inexistent. Păi dacă e inexistent, înseamnă că nu mișcă și atunci... Ce facem? Dar eu câte vreme găsesc carne congelată cu 50 de ani în Austria? Și decongelată și dată ca proaspăt. Păi să o mâncăm și toți producătorii noștri să moară. Câte vreme găsesc fasolea din Egipt? O iau, câte vreme cartoful din Argentina? Îl iau. Și păi noi suntem extrem de buni, foarte buni producători de carne de pasăre și importăm tot felul. Ba cu salmonella, ba cu nu știu ce. Asta-i. Avem pește până în lumea, dar ducem pești cu tot felul de vierme. Avem zarzavaturi, legume, dar le aducem malea cu îngrășăminte și cu azot. Este, de exemplu, o foarte mare durere a mea. Avem un foarte mare sau un bun potențial pentru obținerea unei plante extraordinare. Se numește soia. Deci soia înseamnă proteină. Aia genetică modificată? Nu, păi stați că ajungem acolo. De-aia nu vreau. Păi de-aia suntem noi tâmpiți. Deci soia înseamnă... Care noi? Noi toți românii, tot poporul. Vai de deci, mine! Soia înseamnă carne ieftină, lapte ieftin, ouă ieftin. Atunci de ce sau? Până atunci românii n-au voie să producă soia. Nu? De ce să producă? Dacă soia este proteina vegetală cea mai sau proteina cea mai uzitată. Dar tu ce propui, să mănânc eu șnițel de soia? Mersi. Nu, eu propun să cultivăm soia, să avem proteină ieftină. Proteină ieftină înseamnă carne ieftină, ouă ieftină. Adică să dau la oițe să mănânce soia? Să dăm la vacă, la găini, da, la porci. Asta înseamnă. Și atunci ăsta este interesul și asta este motivul pentru care în România nu se mai... Și repet, noi suntem una dintre țările cu potențial foarte bun în producerea acestui produs. Dar în ce nu suntem buni? Unde n-avem potențial? Că de vie avem, că de legume avem, că avem de toate. Dar alea nu cresc din generație spontanee. Trebuie puse, trebuie repicate, trebuie udate, trebuie făcute. Păi n-ai văzut la televizor când sunt secetele mari prin Oltenia, pe acolo, că iasă baba Știrbă și zice: a, lămă, micule, pe aici era ăla... irigațiile și erau așa și așa. Irigațiile la 5 metri de casa ei. Dar nu mai este țeavă, nu mai este aia, nu mai sunt paveri, tot, au luat tot. Și au pus vița pe ăla și acum zice: Doamne, păi de ce nu plouă? Păi de aia. Sau este gârlajiu la 50 de metri și n-au cu ce să aducă. Să trecem la alt segment. Există instituții ale statului la nivel de București în blocaj funcțional iminent. De exemplu, Ministerul Agriculturii este o degringoladă absolută. Este inadmisibil ca APIA să aibă sistemul informațional nefuncțional în parametrii normal timp de un an. De exemplu, depunerea dosarelor pentru obținerea subvențiilor la animale și pământ a avut un an de foarte grea funcționare. Cu toate că, mă repet și în Alba, sunt oameni serioși, sunt buni profesioniști, dar este inadmisibil un an ție calculatoare să nu-ți funcționeze. Pe unde suntem? În lumea 7-a, efectiv. Sunt, de exemplu... Mai rău, suntem în România. Sunt instituții, de exemplu, cum este, să facem referire la cadastrare. Noi dacă nu terminăm și nu îi se acordă nicio importanță sau nu îi se acordă importanța cuvenită. Noi în 2020, dacă nu terminăm cadastrarea în România, fermierii nu o să mai poată beneficia de aceste subvenții. Și sunt lucrurile și de ce, Horea? Pentru că funcționarii care sunt funcționari de stat acolo, pentru că e societate privată, nici APIA, nici ministerul, nici ministerele, oricare dintre ele ar fi, nici primăriile și prefecturile, aia sunt funcționari de stat pe care îl plătește cetățeanul, adică eu. Dar noi facem rău pentru că ne ducem și îți spun, ca să-mi rezolvi o problemă, îi dau. Și ăla face pe nebunul. El nu înțelege că el, funcționarul, este la dispoziția mea, cetățeanului, cum nici politicianul nu înțelege că oricât ar fi el de bogat, de frumos, de deștept, dacă nu-l votez eu prostul,
nu are cum să ajungă în Parlament și nu are cum să ajungă primar sau nu are cum să ajungă consilier. Da, dar deci trebuie să le spunem asta. Pentru că vreau eu. Păi trebuie să le spunem aia, dar eu decât să-i să mă duc și îmi rezolv la instituția de stat, că-i minister, că-i primărie, că-i aia, că-i aia, îmi rezolv cu mită, cu plicul, cu portbagajul, cu bagajul și dacă mi-am rezolvat eu, mersi. Nu, dacă nu-mi rezolv, atunci am principii morale, mă revolt. Dar asta este, nu înțeleg politicienii. Ei vin și cerșesc votul, bonjour, Ioan, abia aștept să povestim. Vin și cerșesc în cel mai umil și penibil uneori mod votul, în clipa în care s-au văzut și au depus jurământul, îi doare Tennessee Williams. De, există instituții de cetățean. Importanță fundamentală pentru orice societate, cum este Agenția Națională Sanitar Veterinară. Și atenție, dacă vă puteți închipui acest lucru. Eu sunt medic veterinar și mă doare acest lucru și pricep fenomenul. Deci este coordonată de Ministerul Agriculturii, da. Și în direct, subordonată direct Cancelariei Primului Ministru. Păi frate, deci un cal, chiar dacă are hățul și pe stânga și pe dreapta, se unește și de hăț trage un singur om. Deci de hățurile unui cal nu pot trage doi oameni. Asta pentru că calul ăla... Normală. Deci dacă calul ăsta, acel cal face ceva, ori refuză să tragă, ori dă din picioare, face ceva. Păi refuză deci să trageți, instituție, dați din picioare o, dacă văd din am două părțile. O instituție atât de importantă, repet, Agenția Națională Sanitar Veterinară, care are și profesioniști și oameni de înaltă ținută, nu poate să fie cu fundul în două luntri. Deci trebuie să o pui, să o așezi în locul în care acea instituție poate fi funcțională, poate să fie coordonată, poate fi verificată. Da, Horea, dragă, înțeleg perfect. Asta la modul teoretic. Eu v-am relatat este... câteva anomalii păi, care sunt... Păi, scuză-mă, când au pus ministrul agriculturii pe Dan Motreanu, un amic al meu cândva, nu știu dacă mă da, mai știe... Da, a fost de bun posibil... simț, a stat două săptămâni, a verificat și a plecat. Măi, Horea, dacă chestie... Da, deci, trebuia să refuze, chestie, efectiv, te-a da. Refuz din capul locului, adică ca și cum ar pune pe mine ministrul la Valea de Boba Bunca. La NASA. Acum să avem totuși... Dar ce nu face omul pentru un ban și pentru ce profit? Despre asta vorbim. Bun. Ne vedem săptămâna viitoare? Cu certitudine. Cu certitudine. În urmă cu... Aule, ajută-mă, că e și în interesul tău. Ăștia mici nu erau atunci pe aici. Păi nu urmă... știu dacă erau născuți când am început ei, cu la mână. Lasă, lasă, că asta era în urmă cu niciun an. Într-o emisiune, povesteam noi și tu ai zis ceva de o slăninuță, de da, porc, da, da. Nu știu cum, nu știu cum, nu știu. Și de bazna. Ți-aduce de bazna. De, și bazna. Au de acolo, și eu vreau, și eu vreau, și eu. Ăla din regie, și eu, și eu, și eu. Săptămâna ce vine. Și după aia însuși, așa. Deci, așa, întâmplător mi-a trecut. Sunt crescător de bazna, deci de bazna era vorba. Da, nu știi ce vorbești, adică deci noi, ești pe tură săptămâna viitoare? Zi, mă pui, nu contează. Deci noi avem trei porci, cel puțin, mai sunt și alții, deci este vorba de mangalița într-adevăr, de porcul bazna, care este așa, și de porcul negru de străi. Da. Mai erau încă câteva. Deci recunosc că la modul foarte subtil ți-am adus da, aminte. Exact, îți mulțumesc oricum. Dar ne-am gândit, cred că după așa am povestit și vedeam ceapa roșie și vedeam slănina și vedeam maia și cum mâncam noi și cum făceam. Ei, după am luat o vacanță mai lungă și n-am mai mâncat. Dar vacanța a fost obiectivă, n-a fost din cauza... Da, da, nu, evident, nu, din cauza ta. Dar și nici întâlnirea noastră, acum puteam să ne cu... întâlnim și în alt context, dar totuși la televiziune e mai bine. Păi, evident că, eu sigur. Sper că săptămâna ce vine și o să se... Da. Bine, Horea, drag. El are simțul umorului și prietenul nostru de viață, de a ne și îngăduim. Mulțumesc mult de tot. Mai povestim, subiectul este foarte interesant, iar de emisiunile viitoare o să intrăm în legătură și cu telespectatorii noștri. Da. Omul să spună și el părerea, să vedem că probleme, nu sunt singur, sigur pe lume. Că pentru mai mine sunt este o mare bucurie că m-ați invitat și noi. Putem să fim în fața telespectatorilor. Sigur. Și de asemenea sunt bucuros că am un prieten scriitor și nu doar scriitor, ci membru al Uniunii Scriitorilor. Sunt de-a dreptul mândru și lăsați, mă bucur și te felicit pentru... Mulțumesc, ai citit ce ți-am dat? Am spicuit și da, mă rog. Încet că... Bine. Bine, Horica, vorbim săptămâna viitoare, să fim sănătoși. Horea Muruțan, doctorul nostru veterinar de fiecare sâmbătă și nu doar doctorul veterinar, și cel care încearcă să ne deschidă ochii asupra ceea ce mâncăm, asupra ceea ce ar trebui să mâncăm și n-avem, sau ce avem și n-ar trebui să mâncăm, să fim selectivi, vorbim subiectul larg, amplu și de dezbătut. O scurtă pauză, după care vom spune bună dimineața
actriței Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia. Vom vorbi cu Ioana despre teatrul pe care îl conduce, în perspectivă despre ediția următoare a Festivalului de Teatru de la Alba Iulia din toamnă și multe alte lucruri interesante. Ne vom întâlni apoi cu domnul profesor universitar dr. Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Ne vom întâlni și cu părintele Jean Nicolae, ne vom întâlni și cu doamna dr. Liana Bogdan, care o să ne spună, Horică ne spunea de căței, să nu le dăm apă, să le dăm apă când este cald, să nu le dăm mâncare, așa. Liana o să ne spună de căței din noi. Ce să păpăm, ce să nu păpăm, ce să ăla. Plus, o să ne vorbească și despre specialitatea ei. Rămâneți cu noi, lucruri interesante avem să vă spunem și astăzi. Vizionare plăcută tuturor în continuare. Revenim în direct în casele noastre în doar câteva minute. Sunt Cosmin Toma și vă aștept la o poveste cu cântec și nu orice cântec, ci cântecul nostru tradițional. Invitații mei vor scrie o filă de povești autentice, românești, numai la Carolina TV. Zile reușite. Sâmbătă de sâmbătă aducem zâmbete pe buze, energie, ludic și totul despre copilărie. Reinventăm starea de bine într-o nouă emisiune, Zburlicii, cu și despre copii, la Alba Carolina TV. Să condimentăm cu bun gust, să aranjăm cu rafinament și să simțim aburii celor mai inedite preparate. De la tradițional la excentric, bucătăria voastră nu va mai avea secrete. Sunt șef Toma și eu pun sarea și piperul în bucate. Taifas Matinal, ediția 18 iunie 2016. Spune-mi acum, bună dimineața, bine ai venit și bine ne revedem, actriței Ioana Bogățan. Mai bine actriță, că nu mai actriță de mult. Păi acum diplomata azi este. Diplomata este. Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Stat, Prichindel, de Păpuși Prichindel. Directoare de teatru, directoare de festival, da, și etc. vorbim. Îi spunem bună dimineața și domnului profesor universitar dr. Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Bună dimineața! Vorbim, domnul rector, alternativ, da, mai mult cu Ioana, pentru că ea mai așa și, pe urmă, problemele, dar puteți să interveniți. Dar atunci pot să vorbesc eu, nu? Când începem să vorbim doar noi doi, pot să vorbesc eu. Colegul tău vrea să-mi dea un parcă. Da, de, de. Direct, sigur. Ăsta este farmecul, ăsta este farmecul. Bine. Aproape se închide stagiunea, vară, se ia vacanță, toată lumea vacanță, teatrele au vacanță, actorii au vacanță. La voi, la teatru? Și noi închidem stagiunea săptămâna viitoare. Am avut acum un
calup de vreo 2-3 săptămâni care am fost să jucăm pe finalul stagiunii și în județ, pentru că am sperat noi că vine vremea caldă, dar ea a venit mult mai târziu. Am făcut așa niște programări să mergem un pic și prin județ. Un an destul de obositor, pentru că am avut și foarte multe festivaluri și anul acesta am început cu festivalul de la Izmir, unde am fost selecționați în Turcia cu spectacolul Universul din Atena Magică și a fost foarte frumos, o experiență foarte frumoasă. Am văzut la rândul nostru spectacole foarte bune, dintre care o să avem ocazia și la Alboela să vedem unul pe care... Festivalul din toamnă. Da, din spectacole pe care le-am văzut acolo. A urmat festivalul de la Galați, unde am luat și un premiu pentru scenografie la spectacolul Muc cel Mic. Vorbim despre premiul ăsta și despre festivaluri, dar hai să vorbim despre teatru. Face bilanțul stagiunii 2015-2016. Ce ați făcut? Care au fost principalele? Hai să spun câteva repere ale Reperele au fost să facem premierele pe care ni le-am propus. Anul trecut am Păi am avut după Melci, am spectacolul acela pe care inițial îl făcusem pentru 10 ani de festival de folk și am continuat să facem spectacolul. Am avut această premieră anul acesta cu Muc cel Mic, o echipă din Bulgaria și nu că am avut o surpriză foarte plăcută. A ieșit atât de bine, ne așteptam să fie bine, dar n-am crezut că o să primim atâtea cuvinte frumoase despre acest spectacol venite de la specialiști, odată prin premiul pe care l-am luat la Galați, așa cum ți-am spus, și de fiecare dată unde am jucat la celelalte festivaluri au venit niște cuvinte atât de frumoase despre acest spectacol că la un moment dat și noi ne întrebam, oare chiar atât de bun o fi? Da. Adică... Fără îndoială că era bun. Dar am mai reluat 5 băieți toțistezi, un spectacol cu foarte mare succes la public și un spectacol care se pretează să-l ducem în deplasări. Spectatori, festivalul de anul trecut care a fost la 10-a ediție și care a ieșit foarte bine, cred că am avut o stagiune foarte bună. Eu constat aici, rog și pe domnul rector să își exprime, nu știu. Noi colaborăm foarte bine cu universitatea și aproape ce măsură este spectator al teatrului vostru. Este cel puțin la festival. Știi ce am constatat? Am constatat că spui teatru de păpuși, teatru pentru copii, în care faci cu mânuța, cu marioneta, cu așa. Eu dar iată, sper să depășim dar cred că se depășit, pentru că punând după Melci, punând Micul Prinț, sigur că e o poveste, dar vorbesc de spectacole de-a lungul anilor, da. Spectacole care sunt foarte consistente și nu se adresează exclusiv publicului. Și Universul foarte... din Atena Magică este un spectacol non-verbal în care cu foarte multă atenție spun că el se pretează și publicului adult și foarte multe teatre de copii și de copii și tineret din țară pun spectacole pentru adolescenți și pentru adulți. Dar ăsta nu poate fi un prim pas, te întreb, spre o dorință mai mare a noastră a tuturor. Pentru că noi tot ne apucăm să renovăm teatru, dar de fiecare dată când vrem să-l renovăm se întâmplă ceva. Cum s-a întâmplat schimbarea legii achizițiilor, problema cum se apucă, nu sunt blocate, a fost blocat și nu puteai să urci licitația pe SEAB și tot așa noi avem toate actele, totul este finalizat. Știți cum e apropo de renovat și decât să renovezi, mai bine construiești unul nou. Noi o să renovăm și o să propun, dacă o să rămân în continuare manager al acestui teatru, în momentul în care s-a renovat și vom avea spațiile normale și necesare unui teatru, spații pe care noi momentan nu le avem, cum am mai spus de atâtea ori, grupuri sanitare destinate publicului și personalului, un foaier pe unde să intre lumea, cabine cum trebuie și atunci o să încerc să punem pe an. Niciodată nu vreau să spun lucruri mărețe pe care să nu pot să le fac și cred că am putea la Alba Iulia să facem măcar 2 proiecte proprii care să se adreseze tinerilor și adolescenților. Unul sigur, 2 vom vedea, pentru că vor trebui colaboratori probabil aduși. Putem să devenim și un fel de teatru gaz în anumite serii sau în anumite zile ale săptămânii care să invităm spectacole care să se adreseze. Dar vorbim de renovare, clădirea așa cum este acum și pe care o știm toți, se pretează la ceea ce vă doriți? Adică e destul de... Nu, se pretează. Este o scenă foarte bună, acustică foarte bună. Sala, da, dar celelalte anexe. Păi, tocmai asta a făcut proiectantul, și... să reamenajeze puțin spațiile și să avem acest foaier despre care povestim. Și să mai avem încă o cabină pentru actori în plus. Asta vreau să spun, că la Izmir, de exemplu, spectacolul pe care am să-l aduc este un spectacol de animație cu păpuși care se adresează tinerilor și adulților. Este o comedie horror. Este ca un film. Așa, este o comedie horror. Da. O să vă invit să vedeți acest spectacol. Deci el clar se adresează copiii, nici nu au ce să caute la acest spectacol. Dar în Europa și în lume de mult s-a trecut peste această barieră că păpușa și spectacolele cu păpuși și marionete se adresează doar adulților, doar copiilor. Loc în
domnul rector, dacă ajungeți înainte să-mi țineți loc. Deci asta, nu, bariera asta nu mai există în, în festivalurile importante din străinătate. Este o prejudecată asta. La noi este o prejudecată. Teatrul, noi am făcut anul trecut un sondaj, având 10 ani, chiar cu universitatea. Cu colegii de acolo din universitate am avut și voluntari anul trecut în, în festival. Am avut un număr de 10 voluntari extraordinari, conduși de o doamnă profesor foarte implicată în, în această poveste și am făcut cu ei un, un sondaj. Festivalul a avut doar cuvinte bune. Le-a plăcut tot ce se întâmplă și ca genul de spectacole aduse și ca diversitate și mulți spuneau de ce aducem spectacole de teatru de adulți la copii, la teatrul de păpuși. Deci și faptul că aduceam un spectacol de adulți în teatrul de păpuși, lor li se părea că nu este în regulă, ceea ce eu încerc să-i convinc că, că nu este așa. În primul rând, am mai spus-o, toate spectacolele care vin au niște fișe și niște raidere tehnice. Normal că spectacolul, de exemplu, Oanei Pelea, care este un one-man show, care este un spectacol de atmosferă, în care ea vorbește vocea umană a lui Cocteau, în care vorbește o oră la telefon îndrăgostită de cel cu care vorbește și cu care a avut o relație, cum să-l bagi la Casa de Cultura Sindicatelor? Dar, într-adevăr, cererea a fost ca și cum ar fi trebuit să fie la Casa de Cultura Sindicatelor, dar nu ai cum să, pentru că... Se se pretează la spații mai... Da, și ei cer. Eu vreau un spațiu mai mic, eu vreau un spațiu mai mare. Normal că când a venit Odeonul cu acea canapea imensă în, în spectacolul Titanic Waltz, nu puteai să-l pui la... Eventual în Piața Mare mai puteam să-l pun spectacol. Adică noi ținem cont și de lucrurile acestea. Dar această prejudecată am observat că există chiar și pentru... Adică, doamne, teatru de păpuși e teatru de păpuși. Adică nu mai avem voie să facem acest lucru. Rector, studenții dumneavoastră, studenții de la, de la facultățile universității, sunt, din câte știți acum, bănuiesc că n-ați făcut sondaje de opinie, au făcut studenții sondaje de opinie. Interesează și dacă nu interesează, sau nu știu, poate ne spuneți rezultatele sondajelor, credeți că ar fi important pentru un tânăr intelectual în devenire, așa cum este studentul, sigur că el este deja conturat, dar care se perfecționează, este important pentru cultura, pentru educația, pentru sensibilitatea unui om să vadă teatru? Da, evident că este foarte important. Gândiți-vă că sunt 4.000 și ceva de tineri care, cu siguranță, să spunem doar 10% dintre ei, care ar dori să meargă săptămânal la un spectacol de teatru. Și tot ar fi vreo 400 de tineri. Și sunt dornici să vadă și altceva, de sunt dornici să caute și alte lucruri în municipiul Alba Iulia, nu doar să caute discoteci sau cluburi. Au nevoie și de un alt fel de... de timp liber care să-l ocupe într-un alt mod. Și cred că dacă ar fi, și bineînțeles, ceea ce face Ioana la teatru este extraordinar, foarte multe spectacole, cu siguranță și tinerii vor merge, studenții noștri, și cred că nu doar ei. Alba Iulia are nevoie de, de asemenea lucruri și poate, acum Ioana spunea că o să renoveze teatrul respectiv. Poate s-ar construi un teatru... Are Alba Iulia nevoie de un astfel de teatru? Este un oraș cultural, vin din ce în ce mai mulți turiști, vizitează Alba Iulia foarte multe persoane și sunt Alba Iuliani, publicul Alba Iulian, care dorește să aibă ceva de asemenea avergura. Trebuie să începem să lucrăm la nivel macro, să nu mai lucrăm tot pe chestii... Îți dorești infrastructură ca să poată să vină investitorii străini, pentru ca să existe autostrăzi, șosele bune, ca lumea să vină, să poată să... Așa și eu, ca un director de festival, și eu îmi doresc niște spații, pentru că oricât ar fi de... sunt și spectacole care se pretează la spații neconvenționale, dar neconvențional nu înseamnă că putem să-l jucăm, încă aici avem niște reflectoare, oriunde. Spațiul ăla trebuie să fie totuși dus un pic spre zona teatrului, adică să ai niște utilități, niște lucruri necesare, ștănci, locuri unde să spui. Uite, eu îți dau un exemplu. Săptămâna asta am făcut naveta toată ziua la festivalul de la Sibiu, de care sunt foarte bucuroasă și mă bucur că avem în țară un astfel de festival. Ai văzut Visul unei nopți de vara, seara? Mă rog, de asta n-a venit joi la voi la lansare, pentru că am fost să văd un spectacol al Oanei Pelea, care nu-i dau titlul, care va veni și la noi la Alba Iulia. A avut premiera și n-am apucat să merg și am văzut Visul unei nopți de vara lui Tim Robbins și am ieșit de acolo de 10 ori mai fericită decât sunt în general, pentru că eu sunt tot tipul fericită și bucuroasă de viața pe care o am. Revin. Și am fost la spectacolul lui Thomas Ostermayer, un alt mare regizor din vremurile noastre, căruia îi căutăm cu nesaț spectacolele. Spectacolul jucat într-o hală renovată de un investitor, care în timpul anului este sală de nunți. Dar este sală de nunți, dar sus este sală de spectacol. Că am întrebat și eu ce se întâmplă în sala asta în timpul anului? Nunți.
dar câte reflectoare, ștănci și mobilitatea spațiului am văzut acolo. Acum, eu nu pot să mă bag în oamenii de afaceri din, în banii oamenilor de afaceri din Alba, dar unul nu s-a gândit, domne, aici sunt mese, sunt, ce avem, mochetă la nuntă, flori la fereastră, bun, dar hai să punem și două, trei stânci, că poate, uite, vine Ioana de la tatăl într-o zi și vrea să țină un spectacol. Eu am căutat foarte multe săli de nuntă, de nunți, m-am uitat la ele pentru că aveam spectacole pe care nu aveam unde să le pun, să le bag. Dar nu pot chiar într-o cameră pătrată în care nu sunt numai pereți să fac un spectacol. Pentru că toți vor până la urmă o lumină. Toți vor până la urmă un paravan ca să poată să intre să-și schimbe ceva. Toți vor ceva și nu am cum să construiesc spațiile astea. Da. Și atunci eu ca și director de festival mi-aș dori și eu vă spun clar, festivalul ăsta, eu nici n-are sens să cer foarte mulți bani pentru că, o să râde lumea, nu am ce să fac cu el la un moment dat dacă nu am săli. Anul acesta noi vom lucra doar pe două săli, Casa de Cultura Sindicatelor și a Studenților. Nu, pentru că teatrul nu l-am băgat în program, pentru că a zis că poate ne apucăm de el și nu pot să antamez niște spectacole și pe urmă să spun că îl renovăm. Chiar dacă nu va fi renovat, el oricum nu va face parte din... Sala Studenților e o sală frumoasă și... E o sală frumoasă, dar dortări. Mă rog. Nu, așa ca sală de spectacol. Da, e ok, ca și acustică și Casa de Cultura Sindicatelor este ok. Tehnica nu este la nivelul la care ar trebui, să ne bucurăm că această Casa de Cultura Sindicatelor nu a fost închisă după nebunia cu pompierii, pentru, de exemplu, știi, anul trecut scandalul de la Festivalul de Jazz de la Sibiu, când i-a închis omului în timpul spectacolului, în timpul festivalului i-a închis Casa de Cultura Sindicatelor și a nu s-a mai deschis nici în zi de asta. Asta spunea și domnul Chiriac la Sibiu, că și lor le-a fost greu, că le-a căzut o sală din... Sunt foarte importante sălile ca să poți să faci un festival. Când vii la Blaj, te invit la Blaj, da, poate Daniel știe. Uite, Blajul se dezvoltă. Am auzit de acel adică renovarea popular. Practică nu, renovarea practic a fost renovare, cinematograf. Care nu, era fost cinematograf, dar inițial era sală de spectacol, Palat Cultural. Nu, este un acolo. Palatul Cultural, deja și prin țară s-a auzit de el. Incredibil ce s-a putut face acolo. Acum, Daniel, într-un fel, este și el blăjan, școala importantă sau bună parte școala importantă pentru a făcut-o la Blaj. Deci, după legend, Palatul la Cultural însemna enorm. Incendiul la 94, o ruină, adică au crescut copaci, nu mai erau, deci copaci, nu buruieni, nu mai avea acoperiș. Primarul și cu președintele Consiliului Județean au avut lăudabila inițiativă să, și adevărat că în 4 ani, păi cu siguranță sala aceea de anul viitor va face parte din festival. Nu am știut exact când se va termina anul acesta și nu am În septembrie se inaugurează. De-abia în septembrie. Este bugetul l-am făcut așa doar pentru un pic mai mic. Nu vor mai fi atât de multe spectacole, dar vor fi spectacole. Oricum, festivalul se întinde deja pe o săptămână. Noi am pornit 9 ani de zile, am avut festivalul de miercurea până duminica și de la 10-a ediție nu mai facem așa acea prefață a festivalului. Am lărgit un pic. Au fost actori la Blaj, prieteni de-ai tăi în vizită, așa, și i-am dus să vadă, pentru că cred că vreo 4-5 zile era ziua porților deschise la Palatul Cultural. Sigur că în mare, 95%, băi, trebuie chestii de detalii. Da, deci cu siguranță este această sală va... Este incredibil, o scenă, o acustică, o frumusețe. Iar ceea ce este extrem de impresionant, că au reușit arhitecții proiectul să păstreze și aspectul de ruină. Da, am văzut. Știi? Și modernitatea. Zidul acela din cărămizi, nu? Este o bucurie. Abia aștept și să văd sala și să pot să... Și mai ales că domnul președinte Dumitrescu spunea că fiind Consiliul Județean partener cu primăria sau invers, o parte din activitățile, sau mă rog, din activități deci, cu siguranță care de la anul festival, vor fi și la Blaj. Distanța e mică, așa că oamenii pot să... Da. Na. Bun, am vorbit despre teatrul deci, tău. Deci stagiunea se închide frumos. Se închide frumos. Bine, mersi, cu nota 10. Exact, cu foarte multe spectacole, în toamnă, iubite de copii. A câte ediție de festival? În 11-a. Peste vară ei vor avea un pic concediu, pe urmă vor veni pentru că o să scoatem un nou spectacol. Deci începem noua stagiune cu o nouă premieră, Magazinul cu Jucării. Un spectacol foarte drăguț. După aceea o să ne ocupăm de festival, care va avea loc anul acesta 10-16 octombrie, pe o săptămână, așa cum am spus. Vom mai avea niște festivaluri concurs la care vom participa și sper eu să mai luăm și acolo niște premii cu povestea lui Muc cel Mic.
Și cam asta se va întâmpla și ai anul făcut, acesta. Așa se poate vorbi despre repertoriul festivalului, adică despre spectacole, da, trupe. Da, e gata festivalul. A, da? Da, e gata, a, mai da. Am, din cauza spațiului, uh-huh. caut un spațiu pentru un anume spectacol, care este ținut deocamdată la nivelul de discuție, pentru că este un spectacol al teatrului Iac. Mă aștept să văd exact dacă cum merge reconstrucția teatrului și dacă cumva nu intrăm cu macaralele în el, mm-hmm. o să pun acest spectacol acolo. Dar și programul voi, este făcut. Până se reface teatru, dacă începe renovare și nu va fi o problemă, pentru că noi cu birourile putem să stăm și într-un birou toți. Și jucați unde? Se poate juca la Casa de Cultura Sindicatelor, putem să jucăm în județ, doar sunt săli unde putem să jucăm. Deci nu, activitatea nu se va opri sub nicio formă, faptul da. Că se renovează un teatru. Noi birourile putem să stăm înghesuiți da. Și oricum se va face etapizat, adică e gata o bucată, ne mutăm în partea cealaltă. Așa, o felie de festival, adică o să vină actorul cu tare, o să vină spectacolul tare, poți să spui sau lăsăm pentru la toamnă? O să vină Oana Pele. Oana Pele. Dar știi cum e, până nu știi sigur și până nu-i vezi, da. Niciodată nu știi ce se întâmplă. Eu sunt pățită și da. Deci programul este făcut, eu sunt foarte conștiincioasă mm-hmm. în sensul acesta. Au venit propuneri de alte spectacole și acum o lună și toți se întreabă, cum e gata programul, că festivalul este în octombrie. Păi este gata, pentru că dacă vrei să lucrezi cu artiști importanți și nu numai, actorii în general au programul lor, trebuie să știe din start și iau la rândul lor festivalul, joacă atât de multe piese și atunci lumea trebuie să știe. N-ai în funcție fost. De mine se pun și alte festivaluri, cum este cel de la Cluj, care urmează imediat după mine, festivalul de la Teatrul Puc. Deci... N-ai fost în regie când am citat din tine, spuneam să vorbim cu Ioana și despre festivalul din toamnă și pentru zis? Că Ioana îmi spunea, bun, astăzi s-a închis festivalul, de mâine începe pregătirea da, pentru așa se ediție. Face, pentru că discuți odată cu cei prezenți ce vor face și le cam știi perioada mm-hmm. de premiere și ce vor scoate și imediat te uiți și vezi teatrele ce propun ei pentru stagiunile da. În curs, ca să știi ce program să-ți faci tu pentru anul viitor, așa se construiește. Mie îmi pare rău, repet, că nu avem mai multe săli, că latura internațională este puțin mai redusă, pentru că publicul, din păcate, n-am văzut să fie foarte doritor, din păcate. Deci, cum să spun, un festival internațional, noi am rămas așa, că e internațional. Acum să nu-și imagineze cineva că eu nu realizez, că asta nu prea se mai poate numi așa festival internațional, cu două spectacole din străinătate. Un festival internațional înseamnă cum a fost la Izmir, unde turcii au jucat un spectacol și restul de... Bine, e mult mai mare festivalul și au vreo, nu știu, vreo 7-8 săli la dispoziție. Așa? Restul... Deci Izmir ăla nu e un oraș, nu e o metropolă. Și distanțele erau foarte... Public. Mă gândesc, public nu? Mai puțin, nu știu ce s-a întâmplat anul acesta, nu pot să zic că a fost public foarte mare, dar festivalul ca și construcție a fost foarte impresionant și 95% din spectacole erau din străinătate, din toată lumea. Asta înseamnă festival internațional. E, acum și dacă e național, arbaiulea, ce o să fie? Păi acum o să avem să fie Danemarca, de calitate, să fie Republica sigur. Moldova, o plecăm la internațional. Păi este internațional. Este internațional, așa. Tocmai. Dar e păcat, pentru că eu văd foarte multe spectacole și e păcat să nu începem să... Pentru că am început. Inițial am început cu 3-4 spectacole din străinătate. Știu, dar am văzut că nu... Lumea nu e așa de... Era atrasă de flamenco, că... Dar în general... Deci eu la toate spectacolele astea, unde am fost la Sibiu, Tim Robbins, Thomas Ostermeier, deci toate, ăla juca în germană, ăla juca în engleză, sunt o vorbitoare de engleză, nu atât de... Și mai ales la Shakespeare, încât care este foarte greu. Deci totul era titrat, nu era nicio problemă. Adică... Dar aici exista posibilitatea titrării unui spectacol? Da, titrării este o chestiune foarte simplă. Se traduce, se pune un ecran și stă cineva la butoane să... Și de... În general... E adevărat că nu merge chiar pe... Am văzut păi, dar tu nu știi povestea acelui spectacol Otelo, dacă mai ține-o bine mintea, lui Mănuțiu, adus de la Sfântul Gheorghe. Un spectacol adevărat mai mult pe mișcare. În ungurește. Jucat în ungurește. E adevărat că a fost greșeala mea, că eu nu am spus că el este titrat. Și jumate sală și-a dat seama că este titrat, jumate sală a ieșit. Pentru că le era greu să... Deci titrar era deasupra scenei. Și jumătate sală erau dezorientați. Da. Și eu, e adevărat, le-am zis și colegii, am zis, fii atent, uite mă, noi trebuie să spunem că e titrat. N-am spus, lumea se uita doar așa, nu și un pic așa, și... Acum. Da, sigur când ziceai că dacă... Seretlec, când spunea Otelo, toată lumea nu înțelegea nimic. No. Și uite așa. Acum, sigur că pentru spectatorul avizat de teatru, pentru, nu neapărat pentru specialist,
o piesă cunoscută cum este Tenor. Păi eu și pe asta m-am bazat, da? Bine, lumea mi-a spus eu, stai un pic, bun, nu mă duc pe ea, voi mă duc pe știt, jocul actorului, păi eu știu, mă duc da, pe... Dar eu ce am adus în general și de-a lui Gigi Căciuleanu, de exemplu, am adus spectacole de teatru dans, am adus dale lui, dale noastre, în care erau fragmente din Caragiale, unde era imposibil să nu ore, să nu îți dai seama că cea care dansează este Zița sau Zoie sau din Pasta. Băi, chiar era foarte posibil, pentru că, nu, așa, acum o să avem spectacole de dans, am adus, o să aduc și spectacole de dans anul acesta. Cel puțin muzica, sper că le plăcea, pentru că vor fi Anotimpurile lui Vivaldi. Este un spectacol la Teatrului Național din Târgu Mureș, uite că încep să spun din festival. Un spectacol al lui Gigi Căciuleanu. Vreau să spun că multe... splendid spectacol. Da. E foarte bun. Vreau să spun că importante spectacole românești din festivalul de la Sibiu vor fi prezente și la Alba Iulia. De asta partea asta nici nu m-am dus măcar să... n-am mai mers să mai văd, pentru că știam că ele... eu le știam deja, deci o parte din spectacolele de acolo vor fi și la Alba Iulia, iar astealalte, gen Tim Robbins, Thomas Osterman, sunt niște spectacole, fără să jignesc pe nimeni, dar audiența și la Sibiu și cum a fost și Richard al III-lea, unde am mers special la Craiova, la festivalul Shakespeare, să-l văd tot al lui Ostermayer, predomină lumea teatrală. Chiar specialistul. O glumă, sper eu să nu jignească pe nimeni. Chiar am zis la Richard III la Craiova, dacă dădea cineva cu ceva, să nu zicem cuvântul, jumate din lumea teatrală dispărea. Pentru că lumea de genul ăsta vine să vadă spectacole pe care n-ai cum. Da, e adevărat. Nu mai știi, Ioana, la urma urmelor povesteam și cu colegii ai tăi, actori mai vârstă, mai tineri, mai de generație veche. Mai, la urma urmelor, omul se duce la teatru ca să se bucure, să râdă sau să plângă. Sunt spectacole la care adevărat te duci și ieși cu dureri de cap, nici tata lui Fasconalu nu-ți ia durerea de cap. Ce-o fi vrut să spună? Și cu cât sunt mai galambicate, cum mai sunt mai... Dar asta era, uite, nu știu dacă ai citit, eu am citit interviul pe care l-a dat Tim Robbins acum la Sibiu și asta spunea că el merge pe simplitate. Da, pe de-aia nici n-avea... Visurile nopți de vară, chiar așa, da, se meargă pe actori, nu ai decor, da. Oamenii da. Se transformă în copaci, da. Merg pe ideea, e au un grup de actori, cum este și Ostermayer, și am văzut că se poartă chestia asta la marii regizori actuali. Folosesc un număr de actori care fac mai multe roluri, totul se întâmplă pe față, deși în Visurile nopți de vară, acolo se schimbau, Oberon devenea copac, la un moment dat Titania la fel era și zână și ea cine era, adică numai chiar personajele principale, Hermia și așa, nu le folosea neapărat, pentru că erau aveau scene cu copaci, de exemplu, putea să fie și copaci. Dar el chiar a spus că spectacolul este foarte simplu și a mers pe niște costume foarte, foarte simple, foarte o scenografie extraordinară a costumelor. E un spectacol, este genul de spectacol la care te mai gândești 200 pe ce ai plecat. Da, asta e minunat. Asta e ideal pentru un spectacol sau pentru un film. Aici, deci... de la spectacol nu trebuie să uiți. În următoarele, ai văzut un film pe ce ai pus în pat, iar Richard, o oră de la care l-am văzut la Craiova, super contemporan făcut și da, foarte bun. Și acolo au jucat 10 oameni, în Richard III. Și fiecare mai a jucat 2-3 luni. Da. Dar sigur ne bucurăm că putem să vedem așa ceva. Eu sunt foarte fericită și pentru mine, ca director de festival, contează foarte mult și pentru faptul că, de exemplu, la festivalul de la Puc am fost chemată să fac parte din comisia care selecționează, nu în jurul, selecționează spectacolele pentru festivalul de la Puc și trebuie să ai un bagaj de spectacole, indiferent că sunt de teatru cu păpuși sau teatru dramatic, să ai un bagaj foarte mare de spectacole ca să poți să argumentezi până la urmă de ce acel spectacol merită să intre într-un concurs și celălalt nu. Da. În vacanță? Eu mai rar cu vacanță. Eu săptămâna viitoare poate îmi iau câteva zile libere să mă odihnesc, pentru că am avut săptămâna asta de coșmar, ca să spun așa, de un coșmar frumos. Dacă începe lucrul la teatru... Dar nu numai că începe lucrul la teatru, dar eu, mie vara, când lumea este în concediu, eu nu prea merg în concediu. Mie îmi place să-mi aranjez hârtii, să mai... poate schimb regulamente, să mai... Și mă ocup mult de festival. Și eu, de obicei, vara nu... Eventual, după festival îmi iau concediu. Eu oricum am concedii neluate. Nici nu m-am prins că pot să mi le iau anul următor. Deci pe 2013, pe 2012 nici măcar nu mi le-am făcut. Da. Eu mai plec 2-3 zile, vin, nu-mi permis să plec atât de mult și să-mi iau o lună, să nu știu ce se întâmplă în teatru. Și repet, eu pe vara lucrez la festival. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc, Ioana. Și eu pentru invitație. Ne mai vedem. Deci dacă nu ești în vacanță o lună, ne vedem și peste vară, până să pună vacanță la emisiunea asta și mai aflăm una alta despre... Iar eu vă doresc baftă.
Să fie. Și să fie, să fie bine. Dacă vrei să pleci, toți suntem în direct, poți să pleci, că nu mai luăm acum o pauză. Nu, nu, Doamne ferește, nu te alungăm, dar știu. Când vrei, fără probleme. Le spui doar băieților ca să știe ce să fac. Domnule rector, vorbeam de închiderea stagiunii la teatru. Și de pregătirea festivalului. Da, te rog. Până nu plec. Când am fost acum ultima dată la Sibiu, la festival, am avut plăcerea să-mi spună jurista de la Teatru Gong, pentru că acolo s-a jucat spectacolul Oana Epelea, că iar un băiat care va veni la voi la facultate la ceva topografie. Cadastru. Cadastru. Da. Și că au fost foarte încântați de profesori și de cum li s-a prezentat, mă rog, respectiva secție sau ce aveau de făcut, și era un grup de vreo 10 absolvenți de liceu din Sibiu care or să vină aici la facultate, pentru că le-a plăcut foarte mult orașul și cum s-au prezentat și de la universitate. Păi nu, de la universitate, exact. Păi de acolo am pornit. Așa că felicitări. Mulțumesc. Am fost foarte mândră să aud că din Sibiu, uite, un oraș și el universitar până la urmă, bine, nu cred că au secția respectivă. Nu știu sigur dacă au, dar oricum secția noastră de topografie este a doua înființată în România. Deci am fost foarte mândră de Universitatea din Alba Iulia, să aud că vor veni acei copii și că au fost foarte, foarte încântați, că le-a plăcut foarte mult modul de prezentare a profesorilor. Gata, vă las, hai! Pa, pa! Te vă pup și eu! Ne vedem! Bine, pa, pa, pa! O dirijează pe Ioana de unde să iese ca să fie în regulă. Domnule rector, vorbim... Ei, cum e mai rău? Lasă, Ioana, că suntem în direct, să tai la montaj, mamă, nu-i nicio problemă. Am închis stagiunea la teatru din Alba Iulia, aproape închidem stagiunea la universitate. Hey, o închidem și o deschidem, pentru că asta urmează licențele, admiterile, deci conferințe, avem foarte multe lucruri. Începe și festivalul dumneavoastră, admitere, toate celelalte. Exact. Bun, bilanțul anului universitar pe care în curând îl încheiați este unul... Acum depinde din ce punct de vedere îl privim. Dacă îl privim din punct de vedere al studenților, a ceea ce au făcut studenții, modul cum s-au comportat, cum s-au pregătit, cum s-au adaptat, mai ales cei din anul întâi, este un an bun spre foarte bun. Asta pot să spun și, cum spuneam altă dată, anul trecut am avut o admitere foarte bună față de ultimii 3-4 ani de zile. Așa că nu putem să spunem decât că suntem bucuroși și treaba merge din ce în ce mai bine la Alba Iulia. M-a bucurat ceea ce mi-a spus Ioana vis-a-vis de secția noastră de cadastru. Într-adevăr, este una dintre secțiile, dacă nu cea mai performantă din țară. De ce spun acest lucru? Noi organizăm licența cu studenții altor universități. De exemplu, Babeș-Bolyai sau Universitatea USAMV Cluj, Galați și așa mai departe. Deci studenții de acolo vin să dea licența cu cadrele noastre didactice. Și ne mândrim cu aceste lucruri. Dincolo de orice aspecte, anul care se apropie de final, eu îl cataloghez ca un an bun, având în vedere momentele prin care trece educația din România. Da, dificile, deci, poate extrem de dificile, asta. Extrem de dificile, și dacă e să discutăm acum puțin de aceste aspecte, nu poți să subfinanțezi educația într-o țară. Sau dacă vrei să o subfinanțezi, atunci îți asumi niște responsabilități. Iar cei care fac acest lucru... Dar cine poate să-și asume responsabilități uriașe care au implicații sociale imprevizibile și incalculabile, nepunând preț pe educație, nepunând preț pe cultură, nepunând preț sau subfinanțând educația, cultura și sănătatea? Cine poate să dea? Știți cum fac americanii? Știți cum fac americanii? Se uită și spun ce care este costul educației unui tânăr, astfel încât să scoatem niște tineri educați. Pentru că nu poți să faci performanță absolut cu oricine, dar poți să educi. Absolut orice tânăr poate fi educat, mai mult sau mai puțin. Sigur, domnule deci, rector, fără știți discuție. Foarte bine. Nu sunteți din generația mea, dar nici departe, nici foarte departe nu sunteți. Și știți foarte bine, și la noastră în clasă, la Blaj, când erați licean, și la mine, și la oamenii din... Nu erau numai vârfuri. Erau oameni care făceau profesionale, erau care făceau liceu, erau care făceau universități. Dar eu vă întreb, acum este o întrebare și chiar mă interesează punctul noastră de vedere. Este o întrebare așa, care de fapt, tema, problematica întrebării frizează logica sau ilogica mai degrabă, nesimțirea, incompetența, orice. Cum este posibil, domnule rector, să intri la liceu cu 1 și 20
pentru că așa se intră, cu 2,40 și după aia să spui și-au luat bacaloriatul doar 43% din cei care au dat, sau o treime anul ăsta nu se prezintă, sau o treime se prezintă, pentru că spuneau niște domnișoare la televizor, nu mă simt pregătită. Păi ce ai făcut 4 ani? Deci asta vă întreb. Și acum povesteam și cu doctorul Moruțan, sigur că pe problemele lui trebuie luată atitudine, dar mă gândesc că dumneavoastră, și este și vicepreședintele Asociației Rectorilor din România, nu știu, somații, strângeți-i de mână, de gât, în brațe, pe ea, domne, puneți-o admirație, că nu poți să intri cu 2,80 la liceu, cât de prost ar fi el liceul ăla. Nu poți să intri pentru că este un nivel, adică se desconsideră orice performanță. De acord cu ceea ce spui, eu ce aș face? Aș împărți liceele în două categorii, pentru că sunt foarte multe licee în România, de ani de zile zero promovabilitate la bacalaureat, să își iau 1-2 elevi. Da? Aș face două categorii de licee. Niște licee nu poți să te mai întorci la ceea ce a însemnat, cum să spun, școală profesională sau ceea ce a fost înainte de anul 1989. Iar în momentul în care, de exemplu, vezi că sunt niște licee care an de rând perpetuează niște lucruri, bacalaureat, promovabilitate zero, sau își iau un elev sau doi elevi bacalaureatul respectiv, automat le-aș împărți liceele în două categorii. Și aș face niște licee care să fie vocaționale. Da. Și vocațional însemnând un liceu care să producă patiseri, bucătari. Ce e rușinos? Absolut nimic nu e rușinos. Maestrie, dar și liceele unde să se intre peste media 5, să ținem totuși eticheta sus, iar acele licee să fie formate cu elevi care doresc să ducă pe urmă să continue în învățământul superior. Dar nu știu dacă chiar aici este problema. Sunt niște... Eu lucrez acum de câteva luni de zile într-un panel al Academiei Române. Academia Română, și bine a făcut, a început să discute o strategie pe 11 paneluri, printre care panelul pe educație, unde sunt și eu în acel panel, pe următorii 20 panelul de ani. Panelul însemnând ce? Însemnând un grup de lucru, însemnând un grup de lucru unde ne-am strâns câțiva specialiști și elaborăm o strategie pe educație pe următorii 20 de ani. Bun. Prima dată, bineînțeles, că am cules niște date. Și sunt date reale. Deci nu sunt poveștile expuse în presă sau de unul sau altul la colț de stradă. Noi în momentul de față avem 13,7% abandon școlar până la clasa 12. Deci abandon școlar. Ca să mă exprim elegant, sunt semi-analfabeți acei tineri. Și este greșit spus faptul că în România toată lumea face facultate. Cam 22-23% dintre tinerii care termină un liceu, deci nu care și-au luat bacalaureatul, reușesc să obțină și o diplomă de licență. Procentul este foarte, foarte mic. Țelul este ca până în anul 2035 România să ajungă, acum suntem pe ultimul sau penultimul loc din Europa, din Uniunea Europeană, având în vedere aceste procente. România să ajungă între primele 10 țări. Și am făcut o glumă la un moment dat în una dintre întâlnirile noastre. Sper gluma mea să fi rămas doar acolo și să nu fie și adevărată. Noi spuneam că ajungem între primele 10 țări, să fim locul 10 în Europa privind educația. Eu am spus dacă se vor retrage vreo 17 țări din Uniunea Europeană, o să ajungem pe locul 10. Îmi pare rău să spun, dar din păcate subfinanțarea a dus la și o strategie. Nu putem să mergem să ne ghidăm după ureche și să ne gândim în educație. Nu poți să gândești pe termen scurt. Pe termen scurt, eventual, ai luat niște măsuri rapide. Dar îți trebuie o strategie, iar ceea ce se întâmplă acum la Academia Română este extraordinar. Eu sper până la finalul acestui an să avem un manual în care să fi strâns toate informațiile și să punem pe tapet întreaga strategie pe educație și cercetare pe următorii 20 de ani, deci până în anul 2035. Și această strategie, pe urmă, să o reușim, să mergem cu ea în Parlament, să convingem și Ministerul Educației și să stăm pur și simplu să pisăm până vor accepta această strategie și indiferent cine va fi ministru, indiferent cine va fi președinte, parlament, ce parlament vom avea, să se țină cont de această strategie. Eu zic că va fi o chestiune bună. Spuneți, în subfinanțare însemnează ce? Pentru că dumneavoastră spuneți că acum sunt 20% dintre tineri absolvenți de liceu care urmează studii superioare. Aproximativ sau orientativ sau matematic, pentru că tu sunteți matematician,
Aveți idee ce procent era când ați terminat dumneavoastră liceul? Tot cam așa era. Tot cam așa. Deci procentul era și tot... Și câte universități erau atunci, domnule rector? Nu contează numărul de universități. Și aici contează este... pentru că este numărul de locuri. Vreau să spun... Au înființat o mulțime de universități și de facultăți. Nu de cu gândul nu gândești. Haideți să vă spun un singur lucru. Care școlarizează și vedem și la televizor adesea la modul cel mai mercantil cu putință. Adică doar să ia bani. Nu. Ori acolo se înscriu oameni, își dau examenele prin internet, îi trec cum îi trec, vedem la telejurnale. Examenele pe internet, să știți că sunt în întreaga lume, sunt și în Statele Unite. E vorba de e-learning, de învățământ la distanță. Numai una este că haideți să spun un singur lucru. În primul mandat al meu de rector, în 2012, când ne strângeam la acea asociație, cum îi spui, Consiliul Național al Rectorilor, am fost 114 universități. Acum, în 2016, când iar ne-am strâns pentru prima dată, am rămas 82 de universități. Asta e foarte deci numărul bine. A scăzut. Nu știu foarte dacă bine. E bine sau foarte bine. E foarte poți bine să ai 1000 de universități. Au scăzut și pe bază de calitate. 100%, de 100% de și pe scădere demografică. Sunt, într-adevăr, universități, cum îmi place să spun, de cartier, care se duc, își fac reclamă, își umplu de panotaje toate străzile pe toate șoselele naționale și internaționale din România, îi cheamă pe toți acolo și nu fac absolut nimic. Adică transformă practic învățământul nu știu, în ceva care nu prea seamănă învățământ. Acele universități într-adevăr trebuie să dispară. Dar încă o dată mai vă spun. Mai sunt în peisajul universitar? Cred că foarte puține. Foarte puține. De ce spun acest lucru? Tinerii au început deja să conștientizeze faptul că indiferent de universitatea care urmează, trebuie să se pregătească. Trebuie să știe ceva, să învețe și să știe ceva. Și sunt din ce în ce mai interesați. Dar ce vreau să spun aici legat de aceste universități? A spus că sunt prea multe. Nu știu dacă sunt prea multe. Dacă, dau exemplu, dacă n-ar fi fost Universitatea din Alba Iulia sau dacă n-ar fi Universitatea din Alba Iulia, eu garantez că cel puțin 3.000 de tineri care sunt acum studenți aici nu mai urmează absolut nicio formă de învățământ superior. Este și o problemă financiară. Lumea nu-și permite să-și plătească un cămin de 200 de lei pe lună sau nu-și permite să-și plătească un abonament de la Blaj la Alba Iulia, să facă naveta, dacă este student în Alba Iulia. Sunt probleme financiare. După fiecare sesiune de iarnă avem un anumit număr de studenți, suntem sub media pe țară, care au absent pe linie. Și luăm la telefon și întrebăm două, trei întrebări, un mic chestionar. De ce? Majoritatea sunt probleme financiare. Și aici, deja, ceea ce spuneam, am dat oarecum răspunsul la ceea ce înseamnă subfinanțare. Ar trebui să-i sprijinim cumva pe acești tineri. Deci noi orientăm foarte multe fonduri către anumite categorii ale populației. Noi trebuie să ne gândim și la populația normală a României, populația care poate să-ți aducă plus valoare. Sunt de acord, îi susținem și pe cei care sunt mai oropsiți sau sunt din zone mai mult sau mai puțin favorizate sau defavorizate. Dar trebuie să ne gândim să susținem populația care poate să-ți aducă plus valoare. Gândiți-vă că în momentul de față, 93% din finanțarea care se acordă în învățământ se duce pe salarii. Deci îți rămân 7% pentru alte activități care le desfășori în învățământ. E foarte puțin. Și se pot aloca bani. Se pot aloca bani astfel încât să poți să faci performanță. Dacă m-ar întreba cineva acum ce fel de management fac la Universitatea din Alba Iulia, un management de supraviețuire. Ne gândim cum să mergem mai departe și, bineînțeles, să ne plătim salariile, să creăm condiții studenților cât mai bune pentru a învăța, condiții în cămine, să avem dotări ca lumea, să ne putem dota atunci când avem anumite specializări ce necesită o dotare aproape continuă. Dar mi-aș dori să am mult mai mulți bani și atunci aș regândi întreaga strategie a universității. Dar eu sper că vor veni vremuri mai bune în care cineva va conștientiza că un popor educat este un popor care va reuși să prospere și care va reuși să-ți dezvolte până la urmă țara. Mai vedeți că cei care trebuie să conștientizeze lucrul ăsta trebuie să fie în primul rând ei persoane educate. Ei să fie educați. Dacă ne uităm în lumea, evident ne refer la clasa politică, pentru că la urma urmelor ei sunt cei care hotărăsc într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta, nu? Vedem că foarte mulți dintre ei sunt extrem de needucați și de neevoluați intelectual și spiritual. Este ca în chestia aia. Nu poți să pretinzi cuiva să iubească, să prețuiască o carte dacă nu știe ce aia carte. Adică despre asta vorbim. Ori din modul în care se exprimă și vorbesc și acționează și interacționează, ne dăm lesne seama.
eu mă gândesc foarte bine, eu aș vrea un deputat ca dumneavoastră, aș vrea un, nu știu, serios, deci aș vrea să fie oameni care gândesc, oameni care au principii, oameni care, cum să vă spun, odată votat, chiar pe viață și pe moarte să lupte, dar vedeți că cei mai mulți, din păcate, cum spui, niște oameni votați, da, care să, da, ducă și să aibă cei mai mulți să duc de totuși o gândire pro această țară. Și eu zice, da, pe sigur că vreau să, pentru că nu mai am acces la afacere personală. Păi când ai venit și mi-ai cerșit votul și m-ai rugat din toată inima ta să-ți dau votul, să te votez, n-ai știut unde te duci. Du-te afară să fac alegeri și vine altul. Da. Bine. No, sunt foarte multe lucruri care pot fi discutate aici, dar eu încă o dată mențin punctul de vedere. Educația este cel mai important sau cea mai importantă chestiune care poate să aibă o țară. Chiar aseară vedeam ceva la televizor legat de educația din America, de modul cum pun ei problema. Trebuie să te gândești și să investești atât cât este nevoie. La noi deocamdată investiția în educație lasă de dorit și trebuie să avem mult mai mulți bani. Nu cred că, am spus, o schimbare, adică nu putem să discutăm că sunt prea multe universități. Ne-au intoxicat, au avut grijă să ne intoxice cu tot felul de fraze așa aruncate în vânt. Sunt prea multe universități, sunt prea mulți studenți. Nu este adevărat. Universități, știți, să vă dau un exemplu. Știți cât discutam cu un profesor din Statele Unite, care are 40 de ani lucrați în educație în Statele Unite. Știți la ce număr a populației există o universitate în Statele Unite? La 170.000 de locuitori. În România la plus 220.000 de locuitori. Dar că la Blaj era facultate de psihologie, domnule rector, nu de psihologie. Dar ce era la Blaj? Bancare, că Blajul este mica Romă. Lăsați, nu spuneți noastră mie ce este Blajul. Vreau să vă spun. Știu că sunteți chiar din Blaj, din Blaj. Domnule rector, pe vremea noastră erau două facultăți de psihologie, una la Cluj și una la București. Alea școlarizau periodic, cu număr ca la teatru, cu număr foarte mic de studenți. Acum la Blaj, mă gândesc că dacă era la Blaj, nu era imposibil să fie la Câmpul Lung și la Buhuș și la Vaslui. Da, eu vreau să spun alt lucru. Psihologie. Hai să mai comparăm cu ceea ce a fost acum 20 sau 30 de ani. Comparăm pentru că ce era, este foarte. Eu mi-aduc aminte că să fie evoluat, dar uitați-vă că cei care țin lumea românească sunt cei din generația dumneavoastră. De acord, dar noi vrem absolut, absolut unde ar fi o facultate, atât timp cât are cadre didactice care se implică în educarea tinerilor care merg acolo, este extraordinar. Nu mai, să încercăm să nu mai facem comparații cu ce era cu 30 de ani. Dar eu mi-aduc aminte când eram în liceu și vedeam calculatoarele TMS și HC75, aveam o casetă din asta audio care o puneam pe post de memorie și iată după 20 de ani că ai un iPhone sau un telefon super performant în care ai imagazinată informație cât în toate bibliotecile liceelor nu din conteste județul nimeni Alba. Evoluția, deci, este evident. Să încercăm să nu comparăm cu ce a fost. Nu cred că există termen de comparație. Sigur că nu, dar la moralitate și la cum să vă spun, la bun simț se poate face comparație și la simț practic, dacă vreți, tot, și la eficiență. Tot atât de mulți tineri care mergeau la facultate înainte de anul 1989 merg și în acest moment. Dar eu îmi pun următoarea întrebare. Și amândoi am prins culesul strugurilor prin toate viile Blajului, cât aveam? 5-6 săptămâni de practică. Era foarte doamna, frumos. Da, da. Și aveam materii peste materii și aveam niște ore foarte bine puse la punct. Nu se punea problema de recuperat materie, nu se punea problema că cineva nu duce toată la bun sfârșit. Se așa. Acum nu se mai face practică, nu se mai face nimic. Facem o grămadă de materii care nu au sens. Și atunci, nu de au ce sens? Nu ca pe și atunci, comparația? Haideți să mergem. De ce nu ca pe comparația încă cu ce era? Spun, încă o dată spun, nu putem să comparăm cu ce a fost atunci, decât din punct de vedere al nivelului în care poate, din punct de vedere structural, puteai să pregătești niște elevi în momentul respectiv. Adică erau destul de bine definite specializările în licee. S-a lăsat oarecare libertate. Și acum s-au inventat, îmi aduc aminte, când mergeam președinte de bacalaureat, aveam la câte o probă câte 60 de materii diferite. Nu, bine, nu puteai ține minte. Unele titluri ți era greu să le citești. Ce titluri de materii? Și spui întrebarea, oare chiar au sens toate aceste materii? Un elev trebuie să învețe sau să-i formeze o cultură generală în liceu și în momentul în care el a terminat liceu, cu acele cunoștințe dobândite, să încep să-l perfecționeze. Dau un exemplu. Selector. Am fost în urmă cu vreo 2 luni de zile în Palestina.
și discutam de modul în care sunt admiși la facultate tinerii acolo. Un examen general de matematică și unul de limba engleză. După care se mai adaugă ceva procent din media obținută la acel examen, acel bacalaureat al lor de acolo. Deci un examen de matematică și unul de limbă străină. Cunoștințe generale, adică îi dezvolți și cauți îi dezvolți gândirea logică a elevului respectiv. Da, se pot lua modele de peste tot. Putem, nu? Să luăm absolut de oriunde modele. Da. Dar atâta vreme când ne conduc oameni instruiți, oameni educați, oameni conduc și ministere și națiuni. Nu vreau să spun cine ne conduc, cum ne conduc. Sunt oameni extrem de bine pregătiți în România, care au o gândire logică și cu toate care pot să facă niște... Sunt profesori foarte buni și cu toate lucrurile sunt medici foarte buni, strălucitori și care învăț în medicina este la pământ. Da, dar vom ajunge la un moment dat să fie învățământul, nu vreau să vorbesc de medicină, să fie învățământul depopulat din punct de vedere al cadrelor didactice. Gândiți-vă că un debutant acum cred că primește net sub 1000 de lei sau undeva în jur de 1000 de lei. Și îmi pun întrebarea, câți dintre tinerii foarte buni care termină un liceu vin să se mai facă dascăli? Atâta timp cât un tânăr foarte bine pregătit și cu un nivel intelectual ridicat are ocazia să lucreze într-o firmă multinațională. Ma dacă avea ocazia să lucreze într-o firmă sau multinațională, s-ar duce acolo, plătit. Sigur că s-ar duce păi acolo. Deja multinațională și la noi, și în Blaj, în Alba. Vin cei care n-au, că nu ia nicio multinațională și nici măcar o națională privată, să duc la stat, că la stat este liniște. Mai facem o grevă, mai dăm cu una, mai cu alta. Deci ăia care sunt strălucitori și termină geografia, să și lucrează la National Geographic. Da. Dacă nu, să ce să predea țărora așa pe mulți la Mihalț. Dar dacă n-are încotro și ăla-i nivelul lui, se duce la Mihal și pe ăla că n-are ce să facă. Deci, știți cum, nici toată stima, credeți-mă și știți foarte bine, dacă iubesc, dacă prețuiesc o categorie socioprofesională, sunt dascăli și medici, e adevărat, sunt dascăli, pentru că oamenii ăștia sunt, dar din păcate nu am pe nimeni, prețuire dar față dascăli, de toți. Dar dascăli sunt cea mai, bine acum, într-o orice categorie socială, nu poți să-i prețuiești pe toți, indiferent că sunt dascăli, că sunt medici, dar eu spun că totuși dascăli sunt poate categoria cea mai importantă. Sunt cei care educă populația. Prin mâna dascălilor ajung medici, prin mâna dascălilor ajung... Educată. Și cu toate astea vorbim de o națiune needucată. Nu putem să spunem de o națiune needucată. Suntem într-un moment în care ar trebui să investim mai mult în educație, să este educăm mult adevărat. Mai bine tinerii. Dar sincopele astea de cei care nu au fost educați și nu s-au investit în educație 5, 6, 7, 10 ani, gândiți-vă, au trecut mii, zeci de mii de tineri. Nu e vorba de needucație, e vorba de abandonul școlar. Aici vreau să ajungă. Poate să fie un tânăr extrem de capabil, cu o inteligență peste medie, care la un moment dat, dintr-un motiv sau altul, s-a pierdut și a abandonat școala în clasa 7 sau 8. S-au pierdut întotdeauna. Mare, deci... Dar dacă vă uitați la abandon, sunt aia foarte mici și aia sunt oraș. Statule de ghete, statule de caiete, statule de alocația. Deci nu trebuie să meargă de aici și până acolo la școală. Dar nu se duc. Dar pentru că spun, sunt în familii așa cum sunt, știm foarte bine. Știți foarte bine că și știu foarte bine, mergeam la școală cu o pâine făcută cu nu știu ce și o mâncam aia și cu tenis ne nesăreau ochișorii din martie și până noiembrie, că asta era. Sau nu ne dădeau bani în anii 60 afară din casă, nici pe părinții mei, nu, și pe părinții multora dintre acelora din generația mea, și te duci la școală pentru că nu se poate altfel. Nu da, se poate, da, dar acum se poate și altfel, acum se poate ciorni, acum se poate face, acum reperele sunt manechinele fotbaliștii, nu mai este Daniel Breaș. Păi eu, de exemplu, când eram eu în școala generală și respectiv în liceu, nu aveai programul la televizor, însemna, cred că aproape de anii 89, a însemnat ora 7-10 seara, în care aveam niște desene animate drăguțe de 10 minute și atât.
În rest, ce puteai să faci? Deci nu aveai oferta de programe, ce, nu știam de internet, cine știa în clasa nouă de liceu de internet. Dar și atunci ce cărți. Făceai? Te duci, exact, luai o carte, citeai, luai și mâncai niște culegeri de matematică, toată vara aveai de făcut. Nu, dar să citeai lecturi de alea particulare. Și eu cred, nu știu, dar acum am senzația că nu mai, și, nu mai citesc, nu au uitat de cărți, toată lumea e cu tableta, cu telefonul. Dacă te duci într-un undeva, într-un restaurant și stau 10 indivizi la masă, cred că nu comunică unul cu altul, sunt toți cu nasul în telefon. Se poate verifica. Deci... M-am dus la masă cu niște prieteni, erau din București, au venit la Blaj, seara și ai vorbit singur împreună. Nu, serios, și erau unul, erau logodiți, erau, ce mai, stăteau împreună. Și discutau prin SMS-uri. Nu, serios, și-au scos până să vină, n-au dat aia și tot cu ăla. Și-și făceau alea și parcă erai la parastas. Deci nu să, într-o societate paradoxal a informației, comunicarea nu există. Sau în orice caz este extrem de... Vedeți ce înseamnă să ții mintea ocupată a unui om să nu mai poate face altceva? Dă-i și oportunitatea de a lua un telefon, de a sta și în restaurant între două feluri de mâncare și caută pe internet și îl ții ocupat. Da. Nu-l mai lași să gândească, îi spui tu ce să facă și atunci... Pentru anul următor totul merge foarte bine. Veniți spre mine. N-aveți cum să nu veniți spre mine, pentru că asta e o realitate de care nu poți să faci abstracție și este cât se poate de evidentă. Vin așa, vin așa parțial. Veniți spre mine. Anul următor universitar, ce aduce nou? Dacă aduce nou? Anul următor universitar, eu sper să ne aducă studenți. În primul rând, sper ca acești elevi care s-au înscris acum la bacalaureat și, bineînțeles, cei care au rămas cu anumite probleme de anii trecuți, să promoveze într-un număr cât mai mare bacalaureatul. Eu sunt, pe principiu următor, eu apreciez succesul, nu eșecul. Nu mă bucur pentru eșecul nimănui. Și să avem cât mai mulți studenți. Îi așteptăm la cele 31 de domenii de licență, care le avem, 30 de domenii de masterat. Avem două masterate noi pe partea tehnică, începând de anul acesta, partea de electronică aplicată respectiv pe ingineria mediului. Școlile doctorale, ce le avem la universitate, avem specializări suficiente încât să putem primi un număr cât mai mare de studenți. Și spun un lucru, suntem o universitate serioasă și o universitate curată. Nu avem probleme, nu suntem arătați cu degetul și lucrurile merg din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine la Alba Iulia. Nu mergem să nici să, cum să vă spun, să umplem de bannere toate drumurile naționale ca să spunem ce frumoși, ce smart suntem noi. Încearcă unele universități prin tot felul de tertipuri, parcă ar vin de cârnați să-și atragă absolvenții, dar nu asta este principala modalitate. Și în al doilea rând, trebuie să ne gândim că atunci când, și trebuie să fie o chestie de moralitate a tuturor universităților din România, și a cadrelor didactice, că la Alba Iulia există așa ceva. Când ne gândim să pregătim niște tineri, trebuie să le oferim cele mai bune condiții. Nu te poți duce să pregătești un tânăr așa, întâlnindu-te pe holul unei clădiri și spunând că acea clădire e universitate, să crezi că este un bun specialist din tânărul respectiv. Deci, la Alba Iulia facem... De... Nu la Alba Iulia, nu. Mai avem cazuri în Alba Iulia de așa zise universități care nu fac educația care ar trebui să o facă și care mai... sunt păcăliți. La urmă, da, lor, și bă, se trezesc că nu știu nimic. Intru acolo, că se trezesc acolo, că nu știu, se trezesc la final că nu știu nimic. Eu și le spun să vină... studii superioare, cum Dumnezeu știți cât avem procent? Și asta este un lucru pe care l-am văzut anul trecut când am avut evaluarea Araci și am avut grad ridicat de încredere. Avem 87% din absolvenți angajați în domeniul în care au fost pregătiți. Un procent extrem de mare. Este și sunt niște lucruri cu care ne putem mândri ca și instituție. De exemplu, săptămâna aceasta, tot la noi la universitate, se organizează în colaborare cu Baroul Alba Congresul European al Avocaților. Este prima dată când se organizează în România. Suntem parteneri, știu, suntem parteneri și eu sunt ferm convins, dar am început demersurile de aproape un an de zile. Noi îi sprijinim și ne bucurăm pentru reușita lor. Iarăși, parteneri la o manifestare extraordinară. În urmă cu 3 ani de zile am organizat meeting-ul Societății Americane de Matematică, iarăși prima dată în România. Sunt niște manifestări, vreau să spun așa, de grad zero, care iată au loc la Alba Iulia. Și asta vreau să spun când era și Ioana aici. Va trebui să trecem un pic la niște chestii macro în orașul acesta. E nevoie de niște lucruri care să le privim altfel, să nu le privim imediat în secunda următoare, trebuie să le privim peste, mai, să ne gândim și peste 10 ani. Ce va fi peste 10 ani?
dacă vom gândi, bine, e puțin spus 10 ani, v-am spus, strategia la Academie o facem pe următorii 20 de ani. Nu știu dacă e mult puțin 20 de ani, dar să ne gândim undeva peste cel puțin 10 ani ce vrem și ce, cum vrem să arate Alba Iulia, cum vrem să arate Universitatea din Alba Iulia, cum vrem să arate tinerii din țara noastră. Și atunci vom avea o strategie. Noi avem nevoie de strategii, nu de o gândire în momentul imediat următor. Mulțumesc, domnule rector. Și eu mulțumesc foarte mult. Era domnul rector, acum îl întreb pe amicul Daniel Breaz. Vacanță? Ioana nu își ia vacanță, care festival? Eu să-mi iau vacanță, da, deci de când sunt, de fapt nu de când sunt rector, dar e nevoie pentru că e foarte mult consum nervos, de multe ori știu că plec dimineața la 7:30 la universitate, dar nu știu seara când mă întorc. Am trecut mesajul că te duci la pescuit. Sau acum de aia, nu știu. Băi, și acum mai merg. Acum intenționez luni, pentru că e zi liberă, e a doua zi de Rusalii, să merg la pescuit. Sper să nu plouă. În vacanță, asta nu în vacanță, pe... nu în vacanță. Deci, nu, asta merg, nu, merg atunci când am timp, ori de câte ori. Da, dar cu siguranță o să fie o săptămână, 10 zile în care am închis telefoanele și e nevoie de o vacanță, altfel dacă noi intrăm așa într-un perpetuum mobile și nu știm ce... E nevoie și de liniștire, ca să spunem nevoie. Așa. Mulțumesc mult de tot, domnule rector, mulțumesc mult de tot, Daniel. Mulțumesc și eu. Prieteni, ne revenim în câteva minute cu părintele Jean Nicolae, ne va spune despre semnificația sărbătorii de mâine, prima zi de Rusalii, a doua zi în care merge domnul rector la pescuit, luni. Și te invit și pe tine dacă vrei, Neluțu. Mă vezi pe mine, sunt cu bățul acolo o jumătate de zi, să nu vină nicio muscă să zică ce faci. Și dacă vine, primul noroc cu primele partide de pescuit. Știu. Ar fi o idee. Ai văzut. Da, ar fi o idee. Și vom vorbi și cu doamna doctor Liana Bogdan despre sănătatea noastră cea de toate zilele. Vom vorbi despre căldură, despre ce riscuri ne supune căldura, ne expune căldura, cum trebuie să ne protejăm. Vorbim și despre specialitatea dânsei. Rămâneți cu noi, vor fi lucruri interesante în continuare. Mihaela s-a născut în urmă cu 13 ani, încă din prima zi fiind diagnosticată cu paralizie cerebrală. Medicii de specialitate și psihologie au cotat-o ca fiind la vârsta unui copil de un an jumate spre doi. Este dependentă de un adult și nu oricine, pentru că nu vorbește, nu merge singură la toaletă, nu știe să ceară dacă e sete sau foame. Părinții au reușit în anul 2008 să ajungă până în China, unde fetița lor a primit 10 implanturi cu celule STEM, grație cărora a înregistrat progrese destul de mari. În urma acestor implanturi este mult mai sociabilă și receptivă la ce se întâmplă în jurul ei, încearcă de asemenea să fie sociabilă cu ceilalți din jur. Mi s-a spus că șansele de recuperare, dacă se continuă tratamentul, sunt cam 75-80%. Costul tratamentului se ridică la 38.400 de dolari. Pe lângă asta va trebui să suportăm și drumul și cheltuielile în luna respectivă în care stăm acolo. Mai are o soră, Dana, are 10 ani. O ajută foarte mult pe Maria și chiar dacă are o surioară bolnavă, așa cum este, o iubește foarte mult. Ne dorim din tot sufletul să reușim să ajungem să facă și celelalte implanturi de care are nevoie, tocmai ca să se apropie de viața unui copil normal. Pentru a se juca împreună cu Dana sau pentru a spune mama, Mihaela are nevoie de ajutorul nostru. Donează 2 euro printr-un SMS la numărul 8828 cu textul Mihaela. Campanie inițiată de Părinți Salvatori și realizată cu sprijinul Fundației Ringier.
Ratezi momente importante din viață? Diareea acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Diareea este principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecții alimentare. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Sancasa proiectează, execută și oferă la cheie apartamente la standarde europene. Complexul rezidențial Sancasa din Sebeș, amplasat într-un peisaj pitoresc de excepție, vă așteaptă cu drag să-l vizitați. Locuința mult visată e mai aproape decât ți-ai imaginat. Suntem atenți la fiecare detaliu și respectăm dorințele beneficiarului. Ne adaptăm fiecarei cerințe și întotdeauna găsim soluții optime. Cosmin Toma și vă aștept la o poveste cu cântec și nu orice cântec, ci cântecul nostru tradițional. Invitații mei vor scrie o filă de povești autentice, românești, numai la Carolina TV. Zile reușite. Sâmbătă de sâmbătă aducem zâmbete pe buze, energie, ludic și totul despre copilărie. Reinventăm starea de bine într-o nouă emisiune, Zburlicii, cu și despre copii, la Alba Carolina TV. Revenim, dragi prieteni, și spunem acum bun venit părintelui Jean Nicolae Sărună. Bine v-am găsit. Vorbim, doamne, părinte, ai, spunem bun venit și doamnei doctor Liana Bogdan. Mulțumesc că m-ați invitat. Cu dragă inimă te-am invitat, dragă Liana, pentru că vin vremurile pe care le-am anunțat și eu la decaniculă și alternări, presiuni, urcări, coborâri, dereglări de organism. Va inima noastră. Și atunci am zis că este foarte important pentru telespectatorii noștri să știe măcar ce pot să facă, ce așteaptă și ce pot să facă să limiteze cât se poate efectele bulversatoare ale timpului din punct de vedere meteorologic, ale timpurilor, mă rog, poate și asta s-ar putea, poate asta părintele ne spune dacă alt prilej. Părinte, mâine mare, una dintre marile sărbători ale creștinătății, Rusaliile, Cinzecimea, Coborârea Duhului Sfânt. Despre semnificația acestei sărbători o să vă rog să ne vorbiți, să ne spuneți de ce este considerat înființarea, întocmirea
bisericii cu această sărbătoare. Se spune că odată cu coborârea Duhului Sfânt s-a constituit și biserica, eu știu, ca instituție pământească. Pentru că Dumnezeu îi spărvește, îți spărvește gândul de a se dărui pe sine total omenirii și ceea ce inaugurează și arvunește prin învierea lui Hristos duce la capăt. Ne amintim că în ziua învierii, atunci când Hristos vine la ucenicii săi în foișorul cinei, pătrunde prin ușile încuiate, ei acolo ascunși de frică, îi salută, Shalom, pace vouă, și suflă către fețele lor, arvunindu-le Duhul Sfânt, darul suprem. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta, cărora veți ține ținute, vor fi. Ei, acest moment este momentul în care Dumnezeu înnoiește umanitatea și ucenicii săi sunt începătorii unei noi umanități, care se desăvârșește la cincizecime. Este o făgăduință profetică pe care ei o primesc, sunt sfătuiți să rămână în Ierusalim până când se vor îmbrăca cu putere de sus. Adică, prin dăruirea Duhului Sfânt, Dumnezeu inaugurează împărăția sa ca biserică. Adică ca o umanitate înnoită de Dumnezeu pentru un cer nou și un pământ nou, o nouă creație. Și acest eveniment a fost profețit și, dacă vreți, există un eveniment pe dos decât cincizecimea, turnul Babel. Momentul în care diversitatea omenească ajunge la război, la conflict, diversitatea, dacă vreți, culturală, lingvistică, e prilej de război, umanitatea dorind să se înalțe la Dumnezeu, să te zbină în sine, iar cincizecimea este momentul în care Dumnezeu împacă umanitatea cu sine și diversitatea devine bogăție, prilej de înnoire. Ne amintim că ucenicii, la 50 de zile după înviere, sunt adunați în Ierusalim, unde este sărbătoarea înnoirii legământului vechi, pe care Dumnezeu l-a dat prin Moise, pe muntele Sinai, și la Ierusalim era o sărbătoare de peregrinaj, veneau evrei din toată lumea, și nu numai din Țara Sfântă, din Palestina, ci evrei diasporali, care nu-și mai cunoșteau neapărat foarte bine limba maternă. Amestecul acesta de populație înseamnă uneori și pierderea limbii materne. Ei, apostolii lui Hristos trăiesc un eveniment special, Duhul Sfânt făgăduit vine asupra lor ca un vânt, ca o suflare care vine repede, surprinzător, peste capetele lor se văd limbi ca de foc și primesc o însuflețire, ei care erau oameni semne instruiți, oameni care n-au făcut universitatea de niciunde, din Alba Iulia și de niciunde, deodată capătă puterea de a vorbi fără a fi învățat limbile evreilor diasporani. Și acolo, în Faptele Apostolilor, se relatează de unde erau. Și greci, și parzi, din toate părțile lumii locuite, și fiecare au prilejul să audă Evanghelia, adică mărturia despre învierea lui Hristos în limba sa. Și ne amintim că Sfântul Apostol Petru ține un cuvânt care, rezumat, ar fi așa, se cheamă Kerigma Apostolică, adică această veste, cum să zic, sinteza a ceea ce a făcut Hristos, că pe acest Hristos, pe care voi l-ați răstenit, Dumnezeu l-a arătat a fi Domn și Hristos. Adică, pe acesta pe care voi nu l-ați recunoscut, el este Mesia cel făgăduit în Scripturile Vechiului Testament. Și în el se împlinesc toate profețiile legate de înnoirea umanității în Dumnezeu. Și toate aceste vestire le mișcă inimile și se formează Biserica Mama Ierusalimului, adică o comunitate care crede în Hristos cel înviat. Iar apostolii sunt trimiși, capătă această însuflețire din oameni fricoși, capătă acest curaj și vestesc învierea lui Hristos până la marginile pământului și așa se formează din Israelul cel vechi și din națiunile păgâne, din neamuri, se formează biserica ca cincizecime permanentă. De pildă, eu vin de la liturghie și de la pomenirea morților, știm că e o zi specială de pomenirea strămoșilor, și în permanență, că e un om în biserică, că sunt doi, că sunt trei, când se face liturghia, preotul invocă, cheamă pe Duhul Sfânt să vină peste comunitatea de oameni participantă și în numele căreia se face liturghia, adică toată umanitatea, dacă vreți, și peste darurile acestea de pâine și vin, ca să le prefacă cel mai mare miracol, pe care noi, din păcate, îl neglijăm pentru că nu-l aprofundăm,
cuminecându-ne, primind acest dar, și prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. De la un capăt la altul, cultul bisericii este o invocare permanentă a Duhului Sfânt. De la împărate ceresc, când preotul se pregătește pentru liturghie, înainte de a marea binecuvântare, este o chemare a Duhului Sfânt și locul în care ne rugăm, locul de dincolo de orice loc, este sub aripile Duhului Sfânt. Aceasta e cincizecimea. Nu este numai o dată pe an, pentru că, dacă vreți, sărbătoarea pascală, sărbătoarea învierii, este o sărbătoare în care noi anual înnoim botezul nostru. Atunci când aprindem lumânarea în fața altarului la Paște, este momentul în care noi înnoim haina de lumină, slava lui Dumnezeu, care suntem îmbrăcați la botez, și starea aceasta de oameni care îl poartă pe Dumnezeu în ei înșiși. Iar cincizecimea este înnoirea tuturor comunităților prin chemarea Duhului Sfânt. Cu atât mai mult în acest an, când știm că sărbătoarea cincizecimii are și o semnificație specială, istorică, când în Creta este un sinod pan-ortodox. Acum presa a documentat zilele astea că nu este chiar atât de pan. De pan, este, a devenit mai puțin pan, dar este un mare sinod în care sunt prezenți și patriarhul bisericii noastre și episcopii ortodoxi din mai multe biserici ortodoxe locale, în ideea de a da o mărturie acestei lumi dezbinate, o lume dezbinată de păcat, dezbinată de războaie și cu caracter religios, și să dăm mărturie aceasta credinței, ceea ce este o nouă cincizecime, este un nou început pentru biserică, și în sensul acesta al faptului că biserica este adevăratul principiu universal de globalizare. Pentru că, dacă vreți, proiectului politic de globalizare există un singur revers, biserica universală. Care poate să adune. Da. Și să țină. Părinte, vorbeam despre pogorârea Duhului Sfânt, Spiritului Sfânt la sărbătoarea Rusaliilor. Acum, câteva minute, cred că este interesant, sau ar fi interesant pentru cei care ne urmăresc, să ne spuneți și mai ales să ne reamintiți fiecăruia dintre noi, sau unora să le spuneți de-a dreptul, că de fapt tot ceea ce fiecare dintre noi avem, talent, îndelenicire, nu este decât dar al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Păi știm bine din Cartea Facerii, povestea omului, nu? Antropologia aceasta creștină, teologică, se bazează pe faptul că Dumnezeu e cel care îl modelează pe om, și Tatăl este cel ale cărui brațe, metaforic vorbind, sunt Fiul și Duhul Sfânt. Și această modelare, această revărsare a lui Dumnezeu în om, este însuflețirea lui încă de la început, și înnoirea se face tot prin acest dar al Duhului Sfânt. Și dacă vreți, foarte simplu, în momentul în care suntem încreștinați fiecare, cele trei lucrări sfinte, botezul, este părtășie personală, este un paște personal, dacă vreți, deci părtășie personală la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, mirungerea, momentul în care preotul pune pecetea Duhului Sfânt peste organele de simț ale omului, este invocarea venirii Duhului Sfânt în omul respectiv, și el are, pătimește, participă, face experiența unei cincizecimi personale, care nu poate nici cum să, această pecete să dispară din om, oricât ar ajunge omul să fie uneori de neglijent sau de păcătos, această insuflare rămâne în el și o poate regăsi și în ultima clipă a vieții sale și să fie primit de Dumnezeu, iar cuminecarea este arvunirea împărăției lui Dumnezeu. Experiență personală a ospățului împărăției, adică a participării la Esaton, la eternitate. Vedeți că și primim, de pildă, e obiceiul frumos românesc, arhaic, de a primi la finalul slujbei de Rusalii, se face vecernia cincizecimii, vecernia Rusalii, cu acele rugăciuni minunate ale plecării genunchilor, în care ne rugăm și pentru cei care petrec în iad, apoi se face, unde este cazul, o ieșire la holdă, și oamenii pleacă acasă cu o frunză sau cu cornaluri, de greu, da. Ei, acea frunză de nuc, de obicei, care se pune la icoană, este practic simbolul plastic, dacă vreți, estetic al limbii de foc pe care fiecare o portăm în noi. Noi suntem aceste candele care se aprinde și arde în permanență din unde lemnul Duhului Sfânt. Există o rugăciune foarte frumoasă în Didahia Sfântului Apostol, chiar din Biserica Mama Ierusalimului, minunată rugăciune: să treacă lumea și să vină Harul.
Asta este simbolul Duhului Sfânt. Da. Nu să treacă lumea pentru că lumea, ci pentru că nu să se distrugă lumea, ci poate să se înnoiască lumea prin acest har care să leșluiește în ea. Acest foc al Duhului Sfânt este prezent în toate lucrurile. Și de aceea biserica, vedeți, prin invocarea Duhului Sfânt se sfințesc toate. Se sfințește o biserică, un altar, așa cum se sfințește un om. Se sfințește un de lemn atunci când este cineva bolnav. Se sfințesc mirii și, deși noi vedem că-s doi, Dumnezeu face una. Așa cum este sudura aceasta autogenă, nu? Sau laserul care lucrează, este harul este mai fin decât orice laser. Și harul Duhului Sfânt este tocmai, se înnoiește tocmai la cinzecime. Și arată că cinzecimea este permanent în biserică. Da. Spuneți-mi, din câte știți, eu am întrebat în stânga, în dreapta, părerile sunt împărțite, este vorba de o practică creștină. La Paști se spune că Hristos a înviat. Da. Până la înălțare. La înălțare, unii spun Hristos a înălțat până la Rusalie. Până la Rusalie. Am întrebat oameni bine prinși în biserică și unii spuneau ce, de unde vin eu, nu se spune. Sunt sate în care se spune Hristos a înălțat. Mitropolitul de pie memorie fiertată, Bartolomeu Anania, spunea că spun Hristos a înălțat și răspunsul adevărat s-a înălțat ori ignoranții puri, ori cei care vor să pară foarte credincioși. Și dânsul dă și o explicație. Ce spunem Hristos a înviat, adevărat că a înviat, întărim, pentru că învierea Domnului n-a avut martori. Și atunci noi creștini care credem în înviere, chiar dacă n-am văzut, asemenea lui Toma, trebuie să credem. Ori înălțarea la cer a avut martori, pentru că au fost în prezența apostolilor, au fost și doi sfinți pe acolo, îngeri. Da. Nu știu dacă Preacurata era acolo, în sfârșit. Dar au fost și Preacurata și era. Deci n-are rost să mai spunem ceea ce este evident. Deși eu sunt un mare, să zicem, admirator și am fost apropiat al mitropolitului Bartolomeu, chiar am venit cu Trăițiuca moștenită de la el. Da? El a fost al lui. I-am citit acest text despre salutul Hristos a înălțat. N-aș fi așa radical. Pentru că noi suntem martori duhovnicești, spirituali, ai tuturor evenimentelor, economiei, a tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și în înviere, și în înălțare, și la păgurea Duhului Sfânt. Și atunci, în anumite zone, a apărut acest salut și eu cred că n-ar trebui să fim, dacă cineva ne salută cu Hristos, să nu-i răspundem adevărat să înălțat. Pentru păcat, că suntem martori duhovnicești și ai înălțării. Și ce spunem după Rusalie? Zicem, Doamne ajută, nu? Pentru că Dumnezeu este cu noi, asta vrem să spunem. Dumnezeu este prezent de permanență cu noi. Nu cred că e greșit. N-aș fi așa radical. Deci nu este nu este greșit. Greșeală este și greșit. Cu atât mai pentru puțin. Pentru că, repet, suntem în permanență martori ai minunilor, ai miracolilor acestea care sunt în șir de la înălțare și ai pătimirii lui Hristos și ai învierii și ai înălțării și ai revărsării Duhului Sfânt în permanență. Da. Mulțumesc, Părinte, pentru explicații și pentru tălmăcirea sensului sărbătorii. Dacă vreți să mai rămâneți cu noi, s-ar putea să vă intereseze ceea ce ne spune doamna doctor. Da, o să rămân. În biserica mea am ținut să pictez pe una din abside cinzecimea în pandant cu tronul judecății, cu tronul etimasiei și Duhul Sfânt se revarsă ca un foc al iubirii lui Dumnezeu din cer, iar cenaclul apostolilor, locul acesta gol, este chiar ia forma unui potir. Exact, peretele este undulat și creează sentimentul acesta că biserica este un potir al focului iubirii dumnezeiești. Asta este sensul. Da, vă mai întreb ceva. Spune Mântuitorul într-o evanghelie, de fapt, poate chiar mai multe, dacă nu toate, că păcatele celor care vor, păcatele inclusiv împotriva lui, ale Mântuitorului și hula, se vor ierta, dar niciodată nu se vor ierta păcatele împotriva Duhului Sfânt, împotriva Spiritului Sfânt. Care noi vorbim despre asta, păi este păcat împotriva frumuseții și a evidenței, dacă vreți. Pentru că e ca și cum am fi dușmani împotriva suflului de viață din noi. Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu lăuntric nou. El este mistagogul credinței, el este cel care lucrează, cum să zic, cel mai fin. El e poetul. Și lucrează ale lui Hristos, bineînțeles, în noi. Și atunci e ca și cum am fi
ne retezăm singuri, cum să zic, picioarele. Deci împotriva împotriva principiului vieții care este noi. Asta de-aia spune Hristos că cele împotriva lui se iartă, dar cele împotriva vieții și a principiului vieții de noi și care în permanență numește viața nu se iartă. Da. Doamna doctor, sunteți foarte atentă la, la acest prea părintele. Sunt impresionată în același timp. Da. Veniți dintr-o familie de bunicu, a fost de preot. Învățători, urmașa preoților din Moștrămoș. Dar poate că societatea noastră a mai diluat din transmiterea fiorului și emoției exact. Și acolo totul. Da, și referitor la har, dar cred că familia și școala ar trebui să observe la fiecare persoană vocația. Harul și vocația și să o exploateze, adică să o educe, practic, pentru că este foarte ușor în viață să ai o profesie dacă ai un har. Te joci cu profesia respectivă. De asta a spus ceva înainte domnul rector, da. Că nu trebuie numai finanțare, trebuie și această antropologie exact. Vocațională pusă în practică. Exact. Pe care trebuie și dascălul, dar în primul rând familia să-și observe copiii, să-i îndrume ușor, fără obligativitate, spre vocația lui. Acum vorbim despre vocația da. Noastră. Vine căldura, vine caracula, da. Eu în meserie m-am jucat. Și asta ți-ai dorit să faci? Da, asta mi-am dorit întotdeauna să fac. Deși părinții mei au fost foarte sceptici, eram foarte slăbuță și încă făceau frații mei glume că tata spunea că Liana este debilă și frații mei completau, debilă mental. Dar de fapt eram foarte slăbuță, dar înregistram toate aceste mici ironii ale fraților mei, care și ei sunt doctori. Da. Și atunci ambiția mea a fost să fac medicina, să le demonstrez că... Ei, n-ai rămas tu pe gubașă. Nu. Așa cum te știu. N-ai rămas pe gubașă, fraților. Adică, întotdeauna am știut ce vreau să fac. Adică, chiar dacă nu m-am exprimat, în subconștient simțeam nevoia să ajut oamenii, să pun mâna pe ei. Cred că este o vocație, da. Ajută-ne și acum. Da. Liana este, pentru da. Cei care nu știți, dar cel puțin în Alba Iulia și nu numai, este medic internist, în general, da. În ramura mare. O tânără pensionară. nici nu vine să cred, dar da. Este, specialitatea ei este nefrolog. Medicină internă. Medicină internă, am spus, internist și cu nefrolog. Da, cu a doua specialitate. Acum, ca medic internist. Ca medic. Stai să te întreb. Ca medic. Stai să te întreb. Căldura, presiunea, schimbările asta de toate vreau alea să spun. Ne afectează, tu știi mai bine că deci, între care ce medic, sunt eu. Orice medic, nu trebuie să fie specialist în internă sau în nefrologie, trebuie să știe că iarna este iarnă, trebuie să ne îmbrăcăm gros, să mâncăm grăsimi animale, porcul nostru se taie iarna, pentru că atunci mănânci grăsim, nu mai spune că trebuie să-mi spun eu poezia. Nu, dar era și în avantajul tău. Săptămâna viitoare vine Horea, așa o slăninuță de aia de bazna, și mă cu ceapă roșie și cu brânză. Dacă nu mă las să-ți spun, n-ai fost aici. Și vine data viitoare cu platou rece și cu brânză și cu ceapă roșie. Și... Păi să mă chem să-l binecuvintezi. Păi sunteți la emisiune, sper că nu se numere și chiar în postul Sfinților Apostoli, nu cred. Ne uităm în trei zile ține postul ăsta. Așa, Liana, scuză-mă. Deci asta vreau să spun, că iarna, noi suntem într-o zonă temperată și trebuie să fim temperați în tot ce facem. Iarna să mâncăm carnea de porc, pentru că grăsimea, știți că la pol se mănâncă gras, uleiul de pește se bea ca să reziste omul la temperaturile foarte înalte, foarte joase, mă rog. Așa și noi, trebuie să mâncăm porcul iarna. Vin Paștile, când se mănâncă mielul. Nu? Asta este tradiția românească și ar trebui să păstrăm tradițiile. Vine vara cu
fructe, verde, legume, da, așa, zarzavaturi. Și apoi carnea de pui, toamna vin. Curcanul american. Așa. Da, de ziua recunoștinței. Dar noi am început să mâncăm vara carnea de porc și pe urmă ne mirăm că suntem grași, că nu ne mai simțim bine, că nu-i foarte cald. Păi cum să nu fie cald dacă tu înmagazinezi atâta energie prin mâncarea pe care o mănânci? Așa că slăninuța ta, iarna. E, lasă să fie la păcatul mare... Să-ți spun, te sun săptămâna viitoare și spun. Dar cu roșii este foarte bun. Întoarce, știi, acum s-o întoarce. Sigur că roșii e cu... Da. Nu o să fie o nebunie, spun eu. Deși temperatura și valurile astea de căldură și de ploaie ne înnebunește pe toată lumea, trebuie să fim foarte atenți în tot ce facem. Adică, copiii și vârstnicii. Și vârstnicii. Am avut impresia că te uiți la mine, da. Să nu iese când este foarte cald. Între 10 și 18 ar trebui să nu iese, dacă pot. Sau să se îmbrace în haine albe, deschise la culoare. Nu de plastic. Nu de plastic. Și chiar și dumneavoastră puteți să purtați o haină albă, nu? Numai patriarhul are voie, da? Dar romano-catolice au haină albă, nu? Sunt ordine. Și chiar aveam o verișoară mai acum vreo oră, care este în doliu după mama ei, și am zis, i-am sugerat să poarte doliu alb, pentru că așa este doliu, nu? Culoarea neagră tradiții culturale legate și de doliu. Culoarea neagră atrage razele solare și atunci eu nu recomand, mai ales vârstnicilor, să poarte culoarea neagră sau culorile închise care atrag razele solare și te încălzesc mai tare. Plus, de asta noi nu avem prea mult obiceiul să purtăm pălărie, deși la țară era pălăria de paie. Eu mi-aduc aminte în copilărie când mergeau femeile la câmp cu pălărie de paie. Dar mi-ați dat o idee, o să cer permisiunea patriarhului să pur și o albe. Da, păi, dar și aia este culoare pură. Se pot purta mai veșminte mai deschise un pic la culoare. Da. Bine, și griul este tot culoare închisă. Lasă-l doar pe patriarh să-mi place cum vrea el. Zic, acum ce mă îmbrac eu și ce mănânc eu. Păi, deci nu slănină săptămâna viitoare când vine Horia. Numai cu roșii și cu ceapă. Și cu ceapă roșie. Nimic nu trebuie. Să mâncăm 2 kg de slănină. Eu nu recomand nimănui să mănânce pe săturate Părinte, ceva. Părinte, stimați telespectatori, dacă de pildă ar fi Iliana săptămâna viitoare aici, o invităm să fie, să vedeți cum eu nu vă recomand, să vedeți și le mănâncă primul cu bucurie și cu ochii din slănina de purceluș barca. Pentru că va fi binecuvântată. Da, de dumneavoastră. Când eram studentă, sâmbătă, duminica, nu mergeam la cantină și ne făceam masa în comun cu colegele de cameră. Și până se așeza masa, eu eram așa de pofticioasă, gustam din asta, ce bună, și când totul era aranjat, fetele se așezau la masă și eu eram sătulă. Asta apropozitiv și convins, pentru că mergem foarte des în vacanțe împreună, suntem în grup și mergem. Și întotdeauna seara când mâncăm sau mai mâncăm împreună sau mai ieșim undeva sau așa, întotdeauna Liana are grijă și ea când, până se adună lumea. Eu ciugulesc. Și le fac poftă de mâncare celorlalți comeseni, nu? Ca și când n-am avea, că avem. Cu lichidele, da, cum stăm? Ce trebuie să facem? Deci, că trebuie să ajungem și la nefrologie. Cald, când nu plouă, fiind foarte cald... Sunt cu gura în sus ca să ne plouă în gură. Chiar dacă plouă. Trebuie să consumăm multe lichide, pentru că pierdem foarte multe lichide prin respirație, prin transpirație, prin tranzitul intestinal, care vara, în general, este mai des cu diaree și atunci pierdem multe lichide. Obligatoriu să bem multe apă. Am foarte multe paciente, în special, bărbații ei mai beau berea. Și vinul, da, ce și așa la lichid. Păi nu, da, așa la despre lichid. Ce vorbim? E pâine, dar lichidă. Femeile recunosc că nu consumă multe lichide. Ceaiul, cafeaua, laptele, supa, fructele, toate astea sunt lichide, dar trebuie să bei și apă.
În general, pacienților le spun, urmărește o dată când este foarte cald, cam cât urinezi, și atunci gândește-te să bei cu 500 sau cu un litru mai mult decât ai urinat pe 24 de ore. Pentru că trebuie să suplinești mereu lichidele. Organismul fiind peste 80% apă. Da. Uman, adică... Da. Da, dar trebuie să bei apă ca să spele, pentru că și tubul digestiv are nevoie de lichide și aparatul renourateral. Liana, când este căldură se deschid ștranduri, lumea merge la stațiuni, la mare, la ne răcorim, ne aruncăm sub duș, în gârlă, în... Dar trebuie să bem și apă. Bine, bem și apă. Rinichiul nostru, care este foarte important... schimbări sau schimbări astea bruște, un corp încălzit într-un duș rece, într-un ștrand care oricum nu are 40 de grade apa. Nu numai rinichiul, dar și inima suferă dacă așa, temperatura deci, este foarte ridicată în atmosferă și apa este foarte rece. Acum, foarte că nu e înghețată, da, dar înghețată, oricum, dar, oricum este o diferență mare și atunci nu este și de recomandat de intrat brusc. Nu dintr-o dată, da, nu, da. Mai ne udăm un pic așa cu... Exact, exact. Dar trebuie să fie foarte atenți, pentru că stând la căldură și mergând într-un mediu rece, chiar cu aeroterma care scade foarte mult temperatura ambiantă, riscul de a face și infecții urinare pe lângă alte infecții, gât, plămâni, așa, și infecțiile urinare vara sunt mai frecvente. De ce? Uite, e un mister pentru mine asta. Zici că e frigul răcesc, dar... Pentru că trecem de la o temperatură foarte înaltă la una foarte joasă. Asta este deja un dezechilibru în organism. Pe de altă parte, cum am spus, nu se consumă destule lichide care să spele, să spele aparatul urinar de toxine, pentru că prin tranzitul intestinal și prin urină se elimină practic toxinele pe care noi le acumulăm prin alimente și prin lichidele pe care le consumăm. Ne apropiem de final. Da. Cu soarele cum de... Cu soarele am spus între 10 și 18 să nu stăm la nu, soare. Dar cei care nu sunt nici copii, nu sunt nici bătrâni. Lumea stă la soare, se bronzează, se agită, se... Cum? Eu vă mai spun ceva. Statul la soare fără judecată, să mergem la solar, să fim bronzați, să stăm la soare, să fim bronzați. Nu uitați că bronzul ăsta îmbătrânește. Deci să stăm mai puțin la soare ca să nu îmbătrânim prea repede. Dar ce frumos arată când... Păi te duci la mare sau te duci arată niște stațiuni și fica... De moment. Dar pe termen lung, este dăunător tegumentului. Cred că n-ai făcut plajă niciodată. Dar acum nu ies din casă fără să-mi aplic cremele antisolare. Pentru că după o anumită vârstă tegumentul nu mai are stratul suficient de apărare împotriva razelor solare. Și atunci, plus că ozonul mai nou este redus, nu? Și atunci tinde să ne ardem. Pericolul este cancerul de piele. Deci nu e de preferat. Prefer să fiu mai albă și să mă dau cu fond de ten, nu? Da. Să pară că sunt bronzată. Da. Și să-mi protejez tegumentul care, să știți, pielea este cel mai mare organ al omului. Și atunci, dacă noi îl expunem fără judecată la razele solare, este în pericol. Uite, dacă vrei să vezi când ești de bronzată, uite-te în monitorul de acolo. Sunt bronzată, sunt transpirată. Nu, pentru că acolo îți dă un bronz extraordinar. Uite și eu, parcă vin din nu știu ce insule. Dar numai tu te vezi acolo. Nu, păi o să te dea și pe tine, că o să rog pe aurele astea. De asta vezi tu că arăți foarte bine, ești foarte bronzată. Nu sunt foarte bronzată. Uite ce, te vezi acum. E periculos să stăm și la soare. Cel mai bună răcoare e în biserică. O, da. Dar să știți că în biserică este foarte rece. Și atunci am fost în Franța cu Neluț.
și cu așa. Și cu mai mulți, ca și să nu te naște la discuții. Depinde de discuție. Că cu el, am făcut Europa în general. Și am fost foarte surprinsă, intrând în biserici, aveai senzația că este clădirea aceea veche, cu pereții aceia foarte groși de piatră și așa. Și din afară aveai senzația că va fi răcoare. Și nu era răcoare. Era o atmosferă plăcută. Nu era nici foarte rece, nici foarte cald. Deși mă așteptam să fie rece. Probabil că, fiind foarte însorit, pereții aceia înmagazinează căldura și o păstrează constant. Și o dau așa în fiecare lună, în lunile de vară, de iarnă mai mult. Ca să... Sunt pereți vii, locuiește cineva acolo. Mai vreau să spun ceva referitor la căldură și la bolile de rinichi. Da. Eu nu recomand bolnavilor de rinichi să meargă la mare. Pentru că acolo este, chiar dacă beau foarte multe lichide, este foarte cald și omul transpiră și atunci cantitatea de urină este redusă și accentuează, mai ales la bolnavii cu litiază renală sau cu infecții urinare repetate, accentuează boala de bază. Este un sfat. Și atunci le recomand, care, noi avem atâtea stațiuni balneoclimaterice încât pot să suplimenteze marea, le recomand Valea Oltului, Olănești, care sunt foarte bune pentru bolile de rinichi. Da, balabucul de la mare îl găsești la Olănești? Da. Îl găsești. Dacă merg mai mulți tineri, îl găsești. Să-l văd eu tinerul la Olănești, să trăiești. Mai tinerii nu știu să-și aleagă zonele. Uite, să-l văd pe ăsta mic, te duci la Olănești, Bibi, vrei să te duci la căciulata? Încearcă și să vezi ce frumos e. Ăsta micu e colegul nostru, unul dintre colegii noștri de la cameră. Merge la Golănești. Da, văd eu la Olănești, stând acolo pe șezlong și bând din stecluță apă de la izvorul 3, sulfuroasă. Să știi că gălăgie se poate face pe terasă și acolo. E adevărat, dar la mare este o gălăgie specifică Olăneștiului, vorba părintele lui. Bulci peste tot. Da. Îmi pare rău că sâmbăta viitoare nu vrei să vii să o slăninuță cu noi și o ceapă verde. Dacă mă invizi, mă sacrific. Să văd cât de mult mâncați voi. Vai, și poate aduce și Daniel din peștere prins. mai puțină nădejde de acolo. Mulțumesc mult, Iana, pentru că ai venit astăzi. De mai vedem, pentru că chiar în emisiunea asta aș vrea să, poate dacă vrei, să fii colaborator. Știi la ce am renunțat? Știu, acum nu-mi reproș. Am renunțat pentru tine, pentru televiziune, pentru sfaturile pe care le dau. Am renunțat la un curs de boli contagioase și era în discuție chiar acea boală, sindromul hemolitico-uremic, care ne-a inflamat în primăvara asta. Bine că nu știu ce înseamnă, că nu va avea... Cum nu știi? Ai văzut la televizor nebunia cu bebelușii care au decedat? Da, eu nu-s bebelușul. Păi nu tu, dar tu poți procrea. Mă rog, se poate povesti. Revenim săptămâna viitoare, nu mai putem nicio pauză acum. Vă mulțumesc, mulțumesc părinte, mulțumesc Liana, mulțumesc echipei, mulțumesc tuturor invitaților care astăzi au trecut prin studioul nostru și v-au spus, nădăjdim, lucruri interesante, lucruri pe care cred că este bine să le țineți minte. Foarte multe dintre ele, să aveți sărbători binecuvântate mâine, în prima zi și luni, se ține și a treia zi de Rusalii? Se ține permanent. Dar așa oficial, să aveți sărbători binecuvântate de Rusalii, să fim sănătoși cu toții și să ne întâlnim săptămâna viitoare și multe, multe, multe săptămâni de acum înainte cu această emisiune și cu emisiunile postului nostru de televiziune. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă spun ceea ce vă spun întotdeauna atunci când ne luăm la revedere, în numele echipei vă spun lucrul ăsta, dacă puteți să faceți un bine cât de mic, faceți-l. Veți fi mai buni astfel, iar lumea în care trăim, firește, și ea va fi mai bună pe săptămâna viitoare.